Auzi, Radia Dume, cine să seamănă să ascultă. Tati, ești pe televizor? Trebuie să te îmbrești, fai, să iei costumul de la naftalină la cu care ai dat bacul sau de la ticul tonou ăla șe cu vedere la gleză. Altfel ce prezinți, că te vede lumea, băi. Acum gata, Renicule, s-au complicat lucrurile. Sunt puțin mai complexe. A patra zi de Paște. Bună asta cu cada, cu baia la comun. Păi cu... da cum? Păi da... Pizza, tăița, cică, până am omărs cum omărs. Că ați mai făcut baie tăți acolo într-o vană, tătă familia duminica, că mereau contoarele. Dar păi geamu, tati, ești pe televizor? Trebuie să te îmbrești, fain, să iei costumul de la naftalină la cu care ai dat bacul sau de la ticul tonou ăla șe cu vedere la gleză. Altfel ce prezinți, că te vede lumea, bă. Te vede, bă. Nu te mai poți ascunde absolut deloc. Bine, e la vedere la fel și tabelul cu cheltuieli de bloc. Așa, așa este. Deci poți să intri la bănuiele în funcție de cifră. Ai doble, sunt 6, consumă mai multă apă decât... Aha, aha. Decât 8. Deși eu știu că când sunt 2 și sunt mai pretențioși decât ăștia 6. Da, da. Că dacă aia 2 lucrează la televiziune, gata, zic. Zilnic, duș, băiță. O, de 2-3 ori pe zi. Pe urmă cu uscătorul de păr, cu fermerul Feon. După aia barbierii de 3 ori pe zi, dimineață, după amiază, seară. Da, da, da. Lăsați, lăsați că... Niciun fel de problemă, nu face nimic. Cu bună dimineața la ora 7:06. Începem ușor, ușor să ne revenim. După ce am căzut sub masă cu ocazia frumoaselor, deosebitelor sărbători, ușor, ușor încercăm și noi să revenim în anormal. Noi am căzut sub masă, masa a căzut sub noi. Și uite așa, claie grămadă, încercăm să ne ordonăm pe 101,5 FM. Dar și pe internet, în variant online, pe radio-impuls.ro, unde foarte important, mi s-a șoptit de acolo din hall-uri de lângă producție, să spun neapărat că găsiți mai nou pe site-ul radio-impuls.ro ringtone-uri pentru telefoanele voastre. Ia te uite, radio-impuls.ro. Și de asemenea ne puteți vedea dacă aveți abonament UPC acasă pe televizor. Mișule, tu sunt chipul că ne vedem pe televizor. Am ajuns departe în cutia de tocat timpul. Transilvania Channel, prima televiziune regională de la Cluj vine asta. Sau dacă vreți pe internet, transilvania-channel.ro. Așa este. Bună dimineața, dragi prieteni, Ștefan Alucorean de pe ulița Șaișului și așează frumos în scaunul ergonomic și pregătit gata de uzina de dume. Mișola Micu de la sculărie își reglează din nou pixul. Așa. Bun, să scrieți acolo de pe ID-ul de Messenger, uzina de dume 69, tot ceea ce întreabă și răspunsuri și tot. Mesaje, întrebări, rețete de bucătărie, tot ce se cere. De asemenea, dragi prieteni, numărul nostru de telefon 0264 406342. Corect, până aici vă cunoaște, cunoașteți. Le spun și cu mâna la ochi. Și de asemenea, cele două numere pentru SMS-uri. 0744233942 și 0720467857. Clujeanul care a jucat în Hanah Montana, scriu ziarele de la Cluj. Clujeanul care a jucat în Hanah Montana. Ce zice clujeanul? Rolul meu era unui fotograf care o urmărește. La Montana. Da. Daniel Ganea, un clujean plecat în Statele Unite în urmă cu 20 de ani, care a jucat alături de faimoasa Miley Cyrus, fica lui Billy Ray Cyrus, Achy Breaky Heart. Nu e rău alături de Miley să joci. Da, a vorbit, iată, pentru ziua de Cluj, să spunem de unde luăm și știrea despre cum a ajuns la Hollywood, Hollywood, ce leagă și acum de Cluj și ce trebuie să știe românii care se visează în Statele Unite ale Americii. Cine nu și-ar dori să joace alături de Hanna Barbera Montana? Hanna Barbera, Achy Breaky Heart, Billy Ray Cyrus. Sissy Catch. Da. Actorul, să spunem, de la Cluj, plecat acum 20 de ani din oraș, spune că amintirile copilăriei și tinereții l-au influențat foarte mult și că leagă mereu de Cluj fel de fel de lucruri deosebite, oraș care i se pare vibrant, frumos. În general, oamenii din România sunt destul de realiști și direcți, foarte diferiți de occidental, zice domnul Ganea, Daniel Ganea de la Hollywood, Hollywood. După declarația asta, parcă își dorește mai mult decât un simplu rol de fotograf. Aha, mult mai mult. Parcă vrea mai mult, țintește undeva mai sus. Da, da, da. Clujeanul nostru care a jucat cu Miley Cyrus, celebra Miley Cyrus. Mai mult ea decât el. Hanah Montana, băi, întotdeauna mai mult ea decât el, știi cum se întâmplă. Spuneam, Daniel Ganea de la Cluj, să fie sănătos și să aibă succes în continuare.
acolo la America, sus la America. În civilizațiune. Aha. Bun, peste 3 minute dăm date meteo și noi puțin tel, să vedem pe ce lume ne aflăm. Până atunci luăm termometrul, mai scuturăm puțin. Scutur, vezi dacă avem mai mult de 37 de grade, 37,2 maxim. Impozităm tăieri de la rădăcină dacă-s mai multe. Dacă e prea mult. Jos cu ele și sigur, le spunem. Rămâneți cu noi până la ora 10, deșteptare, informare, bună dispoziție. Și așa cum v-am învățat de fiecare dată și atitudine. Vă spunem, dragi prieteni, bună dimineața! FM, dar și pe TV, nu uitați. Deșteptarea. Neața, haideți. Smiley, Dream Girl. Uzina de dume, cine să sabără să ascultă. Deși 13 minute de la Cluj, începând că doar de aici emitem, nu, domnul? Așa este. Și ora... cine împarte gradele și le împarte? 5 grade Celsius la această oră în Cluj-Napoca, maxima pentru ziua de astăzi anunțată, 21 de grade Celsius. La Zalău, bună dimineața, la Zalău. Și în general în Sălaj. Neața, neața. La Zalău 7 grade, maximă de 23 de grade. Mai bine în Zalău decât în Cluj? Aha, Bistrița 5 grade deocamdată, maximă de 23, asemănător ca la Cluj. E maximă mai mare, mai mare și aici un pic, decât la Cluj? E Bistrița, mă. O fi pe ultima poziție, te pomenești. Bistrița deocamdată 5 grade la ora 7 și 14 minute, spunea maxima de 23 la Satu Mare, 7 grade deocamdată, iar mai pe la amiază 23 de grade, iar la Baia Mare 10 grade. Maximă de 23. Gata, ne-au bătut toți. Ne-au bătut toți. Deci, la fund! Bun, la fund! Ne-au dat câte un grad pentru fiecare fund. Astea sunt datele pentru cei care ne ascultă sau ne văd, dragi prieteni, pentru că suntem văzuți și în Sălaj, suntem văzuți și în Bistrița, și în Satu Mare sau Maramureș. Bună dimineața tuturor acolo, 5 grade Celsius la Cluj, cu o maximă de 21. Am vrea și noi 23 ca la voi, dar dacă nu se poate, asta e. Să fie, de văzut și la Cluj pe Transilvania Channel sau pe internet transilvania-channel.ro sau de ascultat pe 101,5 FM. Sau pe internet pe radio-impuls.ro. Să fie, cum zici, matale, doamne! Doamne! Coace prunele! A, tat! Bine ziceți, domnule, că acum eram cu Bistrița în, pe limbă. Acolo e zona. Și aveam deja un gust așa de... prune bistrițene. Mm-hmm, 60 de grade, 55, cam așa. O, doamne! Da? O, doamne! Mă, dar de ce ține Sfintele Paști, cum se spune, doar 3 zile? De ce? Că pe urmă se umple prea mult mațul. Aaa... Se ajunge la spital cu urgențe, cu telefoane. La cererea, la cererea ficatului am înțeles că nu, doar 3 zile. Da, își cere și ficatul drepturile, drepturile lui. Da. A zis ficatul prin hotărâre... de urgență? Da, că doar 3 zile să țină Paștele, că altfel românul nu se mai oprește. Nu își mai asumă ficatul responsabilitatea. Cu bună dimineața, deșteptarea. Vă rugăm foarte, foarte mult că azi deja începe munca la lucru. Ortodoxilor! Suntem Tony Ton și Lexi on Radio Impulse. Impulse. La Radio Impulse. Și Transilvania Channel. Uzina de dume, cine să sabără să ascultă. Descălțați. De la Ella Rose până la Tony Town și Lexis, tot ce vrei dumneata, cu respectare la sângea playlistului. Îl fac degeaba? Păi da. Îl fac degeaba? Deci eu vă spui. Dacă deci... nu-l respectați, nu-l mai fac. E corect? Gata. Să fii sănătos, Mișule. Da, să fii la... sănătos dacă nu mai vrei și... Dacă nu s-o termina la pită. La sânge, dar văd că dacă e la sânge, nu-i bine. Sângele pită deci, nu se face. Dacă e la sânge, nu-i bine. Absolut. Nu-i bine dacă e la sânge. 200 de grame din playlist, vă rog. Chică, chicule, pucă, tușâcă, uitați-vă de la șepte că apar la tembelizor. Copii, Mișulică, Ștefanie, v-ați anunțat neamurile că apăreți la televizor. Vedeți că e la șepte dimineața pe Transilvania Channel, na? Na, țâc, țâc, țâc. Bună dimineața încă o dată, 7 și 20 de minute. Cu cât spui mai mult până dimineața, cu atât o să se înfăptuiască. Și poate o să se și încălzească. Așa este, așa este. Bine ați zis, domnul, aici să știți, bine, bine. Am auzit că nu trebuie să apăresc pe la tembelizor, pe la de-astea, aveți priză, lumini, peștel de alea, dar cu fața de radio cum faceți? Lasă miștourile! Să poți apărea în halul ăsta, trebuie.
avem niște transformări, așa, să fiți percheș, tătătăt, jeluiți, da, pe da. Cap, cu ochii, vesel. Da, Nicole Kidman, mă, bărnișu, ce-ai cu fața aia de cheie franceză, mă, cu aia vrei să apar la televizor? Ștefan, ești cu fața la mie? No, cătăl, nu-mi dau seama. Bă, întoarce televizorul, că cred că e invers. Lasă, nene, că de-aia am fost la Coltex, acolo, la Alpești, Sighișoara, reprezentanții uneia dintre cei mai tari în materie de haine la Casa Moda. Acolo, în Alpești, Sighișoara, haine bune, domnule. Bumbac, bumbac, țesătură, țesătură, păi... năsturei, năsturei. Păi de-aia am fost, domnule, acolo, să mai aranjăm un pic, să nu mai întoarcem televizorul cu spatele, domnule. Și nasturii, vreau să vă spun că sunt de calitate foarte bună. Nu, deci... se topezi la călcat. Absolut deloc. Serios? Absolut. Și dacă la un moment dat se întâmplă să aveți copii, așa, puteți să să-i dați cadou, să-i oferiți în dar pentru ca cei mici să joace fotbal cu nasturii. Nasturii, da, 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 da. Sunt da. Deosebiți. Dar vezi că sunt periculoși dacă na, îi bagă în gură, pe urmă. Este să nu-i bage nas. Dacă nu se topesc, nu știu, zău. Este unul mic, de exemplu, aici, un năsturel, care e bun de minge. Pe cuvântul meu, ăsta e mai mic, ăsta cred că e... Și sunt și fundași și atacanți. Deosebit. Țesătura adevărată, domnule. Coltex, Sighișoara, Casa Moda. Adevărat, unul dintre cele mai tari branduri de haine din lume. Ne îmbracă de dimineață la uzina de dume. Casa Moda by Coltex, Albești, Sighișoara. Intrați pe coltex.ro să vedeți voi acolo minunăție. Ne mă întreabă cineva pe ID-ul de mesuzina Dume 69. Este vorba de Dănuț, prietenul nostru. Pentru că tot discutasem acum câteva momente despre playlist. Da. Tu faci playlist-ul acum? Nu! Nu, eu doar glumesc. Am lăsat vreo impresie? El e cu gluma, domne, nu, el e cu treburi serioase. Dănuțe! Nu, el e cu dume, cu prostii, aberații de bun simț. Doar vorba e de el. Da, cu playlist-ul e lumea serioasă, nu noi. Iar printr-un SBS, cineva ne anunța la gara acum 20 de minute, erau 9 grade Celsius. Hai, nu mă nebuni, și noi cât am dat? Noi am dat 5-6. 5-6 grade și acolo 9. Păi nu-s de la aburi, de la locomotiva aia fără aburi. Ciu-ciu. Domnul care ziceți că acolo sunt 9 grade, să vă explicăm un piculeț. De dimineață să fie foarte clar. Nu știu dacă, nu cred că pentru ultima oară când trebuie din nou să explicăm. Teoria mercurialului. Așa este. Nu cred că va fi ultima oară, dar mai spunem o dată. Așa. Activitatea de meteorologie se desfășoară sub egida și coordonarea... Sub atenta supraveghere. Așa este, Organizația Meteorologice Mondială, OMV, dacă vreți. Dar să nu confundați cu benzinăria. Lăsați carburanții. Motiv pentru care programele de observații și măsurători, domnul de la gară, efectuate de statele... membre au caracteristici comune, adică se măsoară la fel la Stuttgart, la Cojocna sau la Cluj. Deci procesul este același. Așa, și metode de lucru compatibile. Acestea sunt realizate prin structurile organizatorice și tehnice ale stațiilor meteorologice. Ați înțeles? Bun. Instalarea aparatelor și instrumentelor în platformele meteorologice trebuie să respecte condițiile impuse de OMV, adică Organizația Meteorologică Mondială. Foarte bine. Nu ca la gară. Să fie foarte clar și ca la baciu. Da. Da? În scopul asigurării calității și compatibilității datelor provenite din zone geografice diferite. Da. Clar, domnul de la gară? Da. Doamne, noi când venim de dimineață, de fapt noi seara, când pregătim emisiunea, noi citim Guide to Meteorological Instruments and Method of Observation. Observațion, guided, consecrated method. Method, măsurare, ca până să traduc... de engleza mea, bă. Lăsați, că obișnuit cu Trean Băsescu și Ion Iliescu. Măsurarea temperaturii aerului se realizează cu termometre clasice sau senzori speciali. În general, instrumentele de măsurare a temperaturii aerului sunt amplasate la înălțime de 2 metri față de suprafața solului pentru protejarea acestor instrumente și în scopul obținerii unor date fără erori, sunt utilizate adăposturi meteorologic special confecționate care au rolul de ecrane de protecție împotriva radiației mediului înconjurător, clădiri, drumuri, instalații, trenuri. Și trenuri, da. Și trenuri. Na. Oare e clar acum? Era puțin...
brumă adunată. Așa, cred că pe termometru. Adun bruma asta în pahar de vreo 2 săptămâni. A, bine ați făcut, gaz. Nici nu știu. Bine că ați golit-o acum, trebuie de sărbători, dar acum... Adăpostul meteorologic este astfel conceput încât să permită libera circulație aerului în jurul termometrului, punct. The situation... The situation is this. It's not complicated. Și cineva ne anunță pentru un SMS, țineți-vă bine acum, vă vedeți și perdeți. A crescut audiența. De când așteptam asta? Serios, că Amanta-i pe RDS, știi? Toată lumea. Amanta-i pe RDS și tot zicea: frate, dacă nu apar pe RDS, ne despărțim. Gata, se termină treaba. Adică cum? Păi da, adică te văd toate helea din Cojocna pe UPC. Toate upecistele? Și eu, dintr-un oraș de 5 stele, nu te pot vedea pe RDS. Eu RDS-ta? Da, și acum un pic mai era și se rupea frumoasa noastră relație. Să fie vreo legătură cumva pe... Am plătit ieri o factură la el. S-ar putea, că era o problemă. Se poate. Pe cuvântul meu. Se poate, se poate. Oh, dacă știam, o plăteam din timp. Da, bună dimineața. Neața. Neața, băi, Bogdan din Bacu. Nu am fost cu SMS-ul, dar băia de la meteo, de pe site-ul ăla, au mai multe dume ca voi dimineața. Organizația Mondare a Meteorologiei Baciulei. Dar nu le-am fost cu SMS-ul, dar mă, eu sunt pe clinicilor acum și 9 grade. Păi știu că la umbră. No. La umbră. La umbră și la 2 metri față de solul nostru de humus. Mă, dacă eu am 1,93, mă pun mașina pe mine, o facem la 2 metri. Dar la 2 metri, la 2 metri va fi mai cald, că se încălzește aerul mai sus. No, și ecran de protecție ai? Aia este capota. Este și ecranul de protecție. Auzi, intră, te rog frumos, pe www.organizațiameteorologicamondiala.com și vezi acolo care sunt modalitățile de măsurare, te rog frumos. O trebuie să dau cheia la mașină și să conectez sistemul la satelitul internațional. La satelit, exact. La satelit, mă zice că site not found. Error 404. Error. Dar vezi, error cu 2 de râs sau cu unul singur? Cu 3. Cu 3. Ăla-i bai, seama. Acum poți să scoți cheia să te întorci la culcare. Dacă aici tot dă la ora asta. Dacă tot dă error, ce rost mai are? Nu, dar am contract cu radio impulsul și trebuie să-l ascult. Așa, așa, bine faci, că altfel penalizarea... Altfel nu iau bani de la noi. Deci n-ai fost tu penalizat până acum cum te penalizăm noi? Nu, 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 și serviciu și sucul la sex, să știi. Tot, tot. Ca la contract. Dar ce cauți tu pe clinicilor acum? Trebuie să faci și analiză. În Cluj, am înțeles. Gratuite păi, sau au scos banul? Păi normal, deci 9 grade, băieți, numai. Vă v-am spus că facem o emisiune cu mașina și uite, mai e și băiatul sau doamna care face și o sunat de la gară. Uite, sunt deja două mașini care, dacă vreți, fugim pe în Cluj dimineața și dăm meteo. Dar du-te și tu pe malul Someșului să te văd acolo. Nu, că bate gris acolo. Acordă cu 5 grade. Să trăiești, mulțam, o bună dimineață. O bună dimineață adevărată să veți. În sfârșit, abia aștept să vă văd în reluare. La ora 14 pe Transilvania Channel. Dacă ții neapărat în reluare, în reluare să ne vedem. Numai că ai grijă că acolo pe la ora 16:25 spunem bună dimineață. Da. Atâta tot, în rest cam aceeași povestire. Păi noi am început de 28 de minute versiunea live și deja oamenii vor reluarea. Da, da. Păi, dar ce e rău în asta, domnule? Ciudat, stați să terminăm până la 10, frumos, live-ul. Stai să vedem dacă terminăm până la 10. Nu? Pentru colegii din regie, se plâng ascultătorii că se aude destul de încet volumul. Răducu. Dom'le, nu, stai, lăsați-l pe Răducu să-și cumpere lumea acasă un amplificator, domne. Ia auziți. Dar ce sărăcia, domne. Să-și cumpere un amplificator, să dea mai tare dacă... Deși noi strigăm aici ca apucații. Mufe, cabluri, deci puneți pe oameni să plătească. Corect. Domnul Sergiu, am aici o poză. Cum încondea lumea înainte de sărbătoare ouăle de la ascultătorii noștri? Am primit poză. Și uite cum se lucrează undeva în Baciu. Undeva în Baciu, vezi cum se lucrează la ou acolo. E muncă în echipă. O, frumos. Ouă. Excelent. Excelent. Uite acolo, frumușel. Ouăle, nu cad mai le bagi acolo în vopsea, pac, pac, pac și te-ai scăpat. Le bagi ca în baia de ulei. Nici vorbă. Uite, le încondeiezi în Baciu, vezi, treabă bună se face.
Câtă răbdare, câtă migală. Răbdare, răbdare. Și îmi place, îmi place. Atmosferă deosebită, de încondeiere a ouălor. Mulțumim frumos pentru poză. Eu propun să începem pariurile. Care dintre cei de la masă de acolo, așa, e ceasornicar? Da, că îți trebuie răbdare. Până, vai de mine, dar nici n-aș încerca, nu de alta, dar nu mă răzbun pe ou, că pe ou te răzbune, odată săracu se sparge. Dar te duci la găină direct, pac, opris de gât, și gata. Ai dat producție, nu? Problemă, hai la discuție. Ia mai fă-tu repede un ou, că pe ăla l-am stricat. Hai, 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 scoate, scoate. Hai, hai la coțcoteceală un pic, vreau să stăm de vorbă. Scoate un ou, laudă-te. Uite cum arată ou încondeiat de prietenii noștri din Baci. Și acum avem exemplu final. Rezultat. Vedeți? Rezultatul. L-am primit pe mail, dume@radio-impuls.ro. Mulțumim frumos. Iată ou adevărate încondeiate cu mâna. Ce hai ziceți, domnul? Aia treabă serioasă în Baci. E și asta să ai o răbdare. N-am este eu palmele mari ca lopețile. Dar? Sunt puțin, puțin mai mari totuși decât târnăcoapele. Acum nu-s chiar lopătar, dar da, aș putea. Răbdare și dexteritate îți trebuie și talent. Yo! Dar de ce să-l mai vopsești așa dacă îl mănânci? Are că nu ți-e milă de el să-l spar, să-l curezi de coajă când îl arată atât de bine? Parcă-ți vine să le păstrezi. Așa este. Doar că la un moment dat se cam miroase nasol treaba, dacă mă înțelegeți. Aha. Prea multă păstrare nu face bine. Nu face deloc bine. Am ținut eu odată câteva și am uitat de ele. Și? Săraca mama. Și pe urmă să vezi dumneata. Domnul, la ora 7:31 de minute. Da, da, vreau să ziceți ceva, ați văzut ceva, a venit vreun mesaj sau... A venit un român. Care ce vrea să zică? N-are permis de 8 ani de zile. Excelent, și conduce. Da, polițiștii arădeni au fost șocați de sinceritatea unui bărbat de 56 de ani, mulți înainte, care a recunoscut că nu are permis, dar acest lucru nu l-a împiedicat să colinde timp de 8 ani de zile Europa la volan. Fără permis de conducere. Bărbatul, cuprins de pasiunea șofatului, nu a mai pierdut timpul, ci școala de șoferi și obținerea permisului, ce a trecut direct la condus, mai mult. Acesta nu s-a limitat la drumurile de pe teritoriul României, ci a condus prin toată Europa și asta nu e tot. Bărbatul a preferat să stea la volanul unor autovehicule de mare tonaj. Adică nu orice, de, nu de-astea mici, de Nicule, de, cum să spui eu, 1,2, vezi de treabă, de alea tari, mari, care atunci când iei curba trebuie să o iei cu mare grijă, cu dexteritate și cu multă pricepere. Șoferul de ocazie recunoaște că pe parcursul celor 8 ani a mai fost oprit de poliție, a fost chiar și amendat, dar nu i s-a cerut niciodată permisul. Da. Da, păi acum are timp să învețe liniștit legislație. S-a mărturisit acum cu Paștele? Stând la volan și-a făcut un fel declarația de harakiri. Așa ceva, cu schimbătorul de viteze. Apropo, dacă n-aveți carnet de conducere, la timpul potrivit și astăzi scriem pe hârtie, sigur, după câteva întrebări, iar vineri tragem la sorți cu școala de șoferi ROT, n-au o școală de șoferi pentru cei interesați care nu au carnet de conducere. Școala de șoferi ROT, așa cum bine știți deja, dacă nu vă spunem noi, de găsit pe Regele Ferdinand numărul 25 în Cluj-Napoca. Așa că rămâneți cu noi, dragi prieteni, dacă vreți să câștigați o școală de șoferi și, pe urmă, să vă luați carnetul. Baftă! Păi dacă faci cu ROT în școala, imposibil să nu-ți iei carnetul. Du-te, domnule, că-ți dă și permisul reținut. Totul se rezolvă. Cele mai mari salarii din fotbalul internațional. Revenim imediat să vă minunați și voi, că noi ne-am minunat aseară. Am zis de ce să ne minunăm doar noi. Și vă spunem și ce a pățit un polițist după ce a avut curajul și tupeul să intre peste câțiva bărbați într-o casă părăsită să le spună muzica mai încet. Ușor, ușor. Băi, mai încet, tată, că deranjează lumea. Mai ușor. Omul a vrut să facă bine. Cum a ieșit? Afli la noi de dimineață la Radio Impuls și Transilvania Channel la emisiunea Uzina de Dume. Asta e. Uzina de Dume. Cine să seamănă să ascultă. The World. Sasha Lopez. Atât. Ce-ar fi să blocăm noi astăzi puțin liniile telefonice? Să facem puțin deranj. Ceva pronosticuri Barcelona cu Real Madrid și am blocat toate telefoanele posibile de la sos jos de la secretariat până sus la mansardă. Iar schimbăm centrala. Da, da.
Oameni buni, o să facem și pronosticuri cu premii. De asemenea, sigur că da, noi nu mai facem pronosticuri, dăm și premii, firesc. Mi se pare normal ca fiecare om care vine cu un scor, cu un pronostic, cu să atitudine... fie oarecum răsplătit dacă și nimerește scorul oficial. Așa este, așa este. Vom face pronosticuri dintre Barcelona și Real Madrid. Astăzi în Champions League, ieri, Schalke 04, echipa lui Ciprian Deac a pierdut cu 2-0 acasă meciul cu Manchester United. Că erau tot pe ei, tot pe ei erau. Năcaz. Tot pe nemți erau. N-o s-o terminat. 2-0, e gata, e clară povestirea. Nu cred că mai bate Schalke 04 cu 3-0, doar dacă îl bagă pe Ciprian Deac. Eventual. Altfel nu văd cum. No chance. Cu Ciprian Deac am vorbit acum două săptămâni și un piculeț, în direct la uzina de dume, legătură directă cu Germania. Aici de dimineață și evident i-a murat așa cum e frumos unui fotbalist care stă pe bancă și nu mai prinde prima echipă să ajungă să fie titular. Ar fi și cazul acum, după cum au jucat ieri Schalke 04. Acum se pot face teste. Pe cum au jucat ieri, scuză-mă! Da. Scuză-mă că intru și fac eu echipă acum, scuză-mă! Ia, așterne-ți pe hârtie un 4-4-5. Serios, și scuză-mă că l-a dat afară și pe Șumudică de la Rapid. Ole, ole, ole! Că a pierdut cu Sportul Studențesc ieri. Mă scuz, nu te supăra pe mine. Cu ultima clasată. Da, s-a enervat Copos. Bă, mai lasă-mă în pace, i-a zis. Chiar așa i-a zis. Bă, mai lasă-mă în pace, nu te vezi de treaba ta. Go, go! Dacă n-a bătut pe Steaua, ți-a plăcut? Sau pe cine a bătut acum a două etape? A fost bun, pe cine a bătut acum două etape? Pe cine? Pe Chiajna. Du-te, nene, vezi de treabă că a fost derby. Nu mai e povestima tale rapidist. Precizia să cele, nu știu că am uitat. Acolo fac biciclete, lasă. Am uitat de acum două săptămâni. Uitați după ce în derby bate Rapidul și repede vă mai enervați dacă pierde cu Sportul Studențesc. Chiar cu Sportul, cu ultimul loc. Păi... să n-ai tu un atacant la echipă de talie a Rapidului. Care sub imaginație? Păi dă un bară, doamne. Lasă, artă-mă, nene, că și Sportul trebuie să trăiască un piculeț. Ce, vreți să intre în Liga a doua, Sportul, echipă simpatică? Bine, acum putem fi malițioși? De ce? Sunt rude. Aha. Domnul Copos cu ălaltul cu Shiman. Ălaltul cu Shiman. Nu e exclus să fie la mijloc o revergorare, o încercare de revergorare a Sportului Studențesc. Doar că trei puncte nu mai fac minuni. S-au nicio șansă. Da, eu simpatizez cu Sportul Studențesc. De ce? Pentru că sunt foarte puțini cei care simpatizează cu Sportul Studențesc. Așa. Și atunci am zis de Nicule, eu nu mă bag unde multă lume, că e înghesuială și nu-mi place înghesuiala. Da. Și atunci cu Sportul Studențesc, nu vreau să cadă în Liga a doua, nu vreau deloc, de aceea mă bucur că am bătut pe Rapidul. Și când te gândești că Tibi Bălan a fost jucătorul Rapidului. Aha, păcat că noi i-a bătut pe și pe ăștia de la Timișoara Sportul Studențesc, deși era gata, gata să... Am înțeles că Timișoara greu cu FCM Târgu Mureș. Da. Arata zi cu un penalti în ultimul minut, asta apropo de Timișoara. Păi tot în ultimul minut bagă ăștia gol timișorenii. Mai lasă-mă un piculeț. Ori dau gol, ori ratează un penalti în ultimul minut. Lasă, tot în ultime, da, exact. Lasă-ne, Nicule, să mai piardă și în ultima secundă Timișoara, nu numai să câștige. Oare Răzvan Lucescu ce face? Nu vrea să antreneze. Pregătește, Rapidul. Pregătește meciul. Care meci? Cupa Europeană. Ce echipă? Apropo de fotbal, cele mai mari salarii din fotbal. Cristiano Ronaldo, atenție, puțină liniște, vă rog, și puțin respect. Pregătiți-vă așa, să cădeți de pe scaune. Cele mai mari salarii din fotbal. Cristiano Ronaldo, 1 milion de euro. 1 milion de euro. Da. Dacă spuneți pe săptămână, plec. Nu exagerați, pe lună. Un milion de euro pe lună. No, bine că te-ai trezit, Mișule, și în dimineața asta. Lionel Messi, poftiți-o, nu? Bine că te... Nu pe pământ, nu. Că ăștia sunt extragalactici, supergalactici și... Dacă vorbiți de Messi, de ce am eu un feeling? Creșteți cota. Nu cresc. Scad nu? Cota. O, Doamne, scap. Lionel Messi, 875.000 de euro pe lună, săracu. No. Săracu. Dar față de Cristiano Ronaldo sunt bani de șosete. Da. Adică? Cristiano Ronaldo pe lună câștigă 1 milion de euro. Când merge el acolo frumușel la Codruța după bani. Ușor, ușor, da, pe scări coborând, serios, Lucea Fărblând. Când merge Cristiano Ronaldo după bani la Codruța și... pune 1 milion de euro pe lună. Lui îi pune în plica 4. Exact. Oare câte plicuri la săracul băiat? O librărie. E acum al 30, cred că se duce.
Se duce Cristiano Ronaldo, 1.000.000 de euro pe lună, îi dă câte plicuri, dar ți-am mai dat, ce mai vrei? Iar Lionel Messi, 875.000 de euro. Ce oameni! Băi, mie milă de contabila care le dă bani. Până bagă numărătoare, până îți ia de la bancă banul, până vine, până-i numără, până săraca. Calculează tu cu creionașul, șterge cu radiera de la capătul lui 1.000.000 de euro. Cât ți-am dat data trecută, cât mai ai, cât... Jucătorii de fotbal câștigă sume fabuloase din salarii în pofida crizei economice. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Chelsea sau Manchester United fiind echipele care oferă cele mai generoase remunerații fotbaliștilor săi. Am înțeles că fotbaliștii ăștia primesc mail de la club când se dau pe all se trimite. Pe la 1.000.000 de euro. Da. La 1.000.000 de euro, scuză-mă. Numele echipei, Aron, exact. Așa mai departe. Cristiano Ronaldo, Real Madrid, 200 milioane de euro pe sezon. Cât? 12 milioane pe sezon, adică 1.000.000 pe lună. Pe an? Da. Pe lună? 12 milioane de euro pe sezon, adică 1.000.000 de euro pe lună. Cum am zis? Măicuță sfântă, ai îndurare de un suflet neprihănit. Lionel Messi, Barcelona, 10,5. Fernando Torres, Chelsea, 10. Yaya Traore, Manchester City, 10. Wayne Rooney și pasele lui senzaționale de aseară, Manchester United, 9,5 milioane pe sezon. Băieți, ăștia pot spune liniștiți. Atâția am bani că mi-e greață. Aha. Am prea mulți. Păi, ce zi, te descurci acum cu ei. Dom'le, ca să nu ai probleme, pui la bancă și ai scăpat de o grijă. Ai. Și la 12 milioane pe an, câtă dobândă ei? Îți dau banca la sfârșit, băieții, poftim. Poftim banca, iau. Mulțumim de colaborare. Să fii sănătos. Xavi, uite, pe locul 15, Xavi la Barcelona, 7,5 milioane pe sezon. No. Ăsta săracul nu-și mai permite vacanță la Costinești, ăsta doar la Sovata. Săracul Didier Drogba, Chelsea, 6,2 pe sezon, 6,2 milioane. Păi pe ăștia-i facem din gleznă. Serios? Scurt! Și ăsta de la Manchester United, băiatul ăla foarte harnic, Jisung Park, 3,8. Pe loc 100 el. Cu 3,8. Săracul. Dacă nu știe să negocieze... Domnule... Trebuie să știi să negocieze, Nicule. Să apeleze la niște contabili buni. Păi pe loc 100, numai 3,8, aproape 4 milioane pe sezon de euro. Slăbuți. Da, vă știați bani de șaurma. Slab, mi-a schimbat părerea despre el. No, serios, pa. L-am văzut la campionatul mondial, a alergat bine, băiat harnic. Hai că își permite, ne-am gândit noi. Da, dar uite că numai 3,8 milioane de euro pe sezon. Slăbuți. Adică noi chiar vorbim serios, ne recomandă cămășile ca bun contabil să apeleze la noi. Mm-hmm. Toți fotbaliștii să apeleze la noi, care au probleme cu bilanțurile. Stați locurile voastre. Cu minței. Am vorbit despre salarii, ne scuzați. N-ar fi trebuit în casa salariatului să vorbești despre salarii, da? Prinde orbul, scoate-i banul. Așa este. Ne scuzați, promitem că mai facem. Un polițist a fost bătut și împușcat pentru că a deranjat o petrecere. Ia auzi, Nenicule, că a intrat ăsta în virtutea jobului pe care l-are. Așa? Un polițist din Buzău a dat din greșeală peste un chef al aleșilor locali. Haide, domnule, din greșeală. Aleșilor locali? Din ai unui sat din Călăraș. Aha, și? În timp ce își plimba câinele, iar din această cauză petrecăreții l-au bătut. Da. Au tras focuri de armă spre el. Bun. Și l-au alergat cu mașinile pe câmp. Țăranul e pe câmp, țăranul e pe câmp. O, la drăguța mea, țăranul e pe câmp. Patrupedul bărbatului a intrat pe poarta unei clădiri care părea părăsite, însă acolo erau mai mulți aleși locali care petreceau de baba focului. Teribil deranjați, scandalagii l-au luat la bătaie pe bărbat și l-au alergat pe câmp cu două mașini. Au tras și gloanțe spre el, pac, pac. Dar cum nu l-au nimerit, l-au mai bătut odată până i-au rupt urechea. Aleșii! Păi, i-au rupt o ureche să nu mai audă deranjul făcut de o eventuală următoare petrecere. Ăștia sunt aleșii noștri? Sau aleșii lor? Aleșii satului, din Călăraș. Da, omul vrea să facă
Deși aleșii sunt șefii ăstuia, știi că, dar... Normal. De la Consiliul Local, nu? Călărășenii l-au călărit pe săracul om. Săracul om. El vrea să facă ordine, disciplină într-o țară în care ordinea și disciplina e enervantă de-a dreptul. I-au dat de-au julit urechea. Julit urechea, săracul om. Ți-e și milă. Să te mai bagi, să mai faci ordine și disciplină? În loc să te guduri printre ei, să dansezi și tu pe banii lor, să mănânci, să te popotești. Vrei să faci ordine, o iei peste căpșor. Hai, te duci să implementezi tu justiție. Ia să zicem... Dom'le, nu mai suna. Acum pot să sun pe ăsta la altul, dar lasă așa, nu mai suna, că e concurs azi mâine, bine? No, o țiră de răbdare. Da, puțin tel. Ia auzi aici. Ce poate fi mai gustos decât o pizza pe vatră de lemne? Pizzeriile Tonight, cele mai tari pizzerii din Ardeal, au ajuns în sfârșit acum și în Cluj. În fostul restaurant Colors de pe calea Turzii. Pizzeriile Tonight. O plăcere greu de egalat. See you tonight! Atenție, creează dependență. Atenție, atenție, pentru că nu te pui cu pizza de la Tonight. Uite așa, uite așa. Uite așa, uite așa, poftă bună. Uite așa e de mare pizza la Tonight. Dar fără ketchup. Uite așa. Na. Cu pican făcut special acolo în bucătăria lor. Lăsat la macerat pentru mai mult timp, așa cum bine știți, vă așteaptă la restaurantul pizzerie Tonight peste 50 de sortimente de pizza. Puteți gusta deserturi deosebite, chiar delicioase, pentru că sunt făcute în bucătăria proprie. Deja cameramanului nostru a început să-i lacrimeze ochii, nu înțelegem de ce. De la picant. De asemenea, luni între orele 12 și 17 aveți happy hour, puteți gusta 3 sortimente de pizza la jumătate din prețul meniului, există loc de parcare și foarte important, mai nou, pentru că situația s-a complicat, e bine să vă faceți o rezervare din timp, să aveți loc la masă, ca tot ortodoxul, vorba aia și nu numai. Poftă bună, dragi prieteni, care aturzi numărul 160. Și dacă ești pe Messenger, primul care răspunde corect, dragă prietene, primește două pizza, două sucuri de la Tonight. See you tonight este sloganul. Și dacă vrei să-ți faci rezervare pentru după amiază spre seară, e bine să suni acolo la telefon să-ți rezervi o masă, să nu uiți de site-ul lor, tonight.ro. Pentru Cluj ai și meniu și numere de telefon. Înainte să punem întrebarea pentru concursul cu restaurantul pizzerie Tonight, e bine să adaugi acolo în lista ta uzina de dume 69 pentru a putea participa și tu. Așa că te așteptăm să ne spui care este adresa și dacă intri pe site, care este numărul de telefon la care poți să-ți faci rezervarea. Repede, repejor, răspunsurile tale pe ID-ul de pe uzina de dube 69 pentru un voucher, un bon de consumație oferit de restaurantul pizzerie Tonight, două sucuri, două pizza. Hai! Așa că te așteptăm. Primul care răspunde corect primește premiul. Baftă. Stay here. We'll be right back. Uzina de dube. Cine să seamănă să ascultă. Bătute pe un picior. Da, vorbeam despre justiția și de la Cluj și din altă parte și na, aici cu toată lumea la o ședință, o masă rotundă. Da, cred că am o scamă. Da. La 7:58 de minute să revenim cu datele meteorologice la ora asta. Ca să știm ce se mai întâmplă pe aici pe acolo și cum ne va merge ziua, evident, la această oră în Cluj-Napoca avem 7 grade Celsius cu o maximă de 21. Adică s-a încălzit cu 2 grade de acum o oră când am intrat noi în emisie la Zalău. 8 grade maximă de 23 la Bistrița. Până dimineața! Neața! 7 grade maximă de 23 de grade la Bistrița, iar la Satu Mare acum o temperatură de 8 grade maximă de 23, iar la Baia Mare 11 grade. A prins curaj Baia Mare! Cu maximă de 23 de grade. De alea, sigur, știți voi, Celsius. Speciale! Da! Cristi Borcea, săracu, mă! Păi, ce strigau suporterii după el! Băi, Mercur, băi, înviat, băi! Așa se iau după el! Da! Mulți ghiolbani sunt și în fotbal, mă scuzați că vă spui foarte clar! Dar nu era domnul Borcea ușor bolnav, internat în Statele Unite ale... Ba da! Sănătății? Ba da, nu strigi după el așa, bă, Mercur! Că era beteag, nu? Era beteag rău! Brusc, dintr-o dată, și-a dat drumul precum Shakira! Ce mai dădea el din bazin acolo în tribună? Oficială? În oficial, acolo, da. Da. Păi ori ești bolnav, ori, ca să știm și noi.
Ha? Că în România, dacă te dai bolnav la serviciu, vii să te caute cu miliție. Da, și ai compasiune din parte, dar nu prea ai compasiune la meciul de fotbal, după cum vezi, că striga aia după tine. L-au luat puțin în colimator. Nu prea merge la fotbal cu compasiune, strigă ghiolbanul după tine în toate felurile. Chiar dacă ții tu la rândul tău ești ghiolban, dar mă rog, asta e altă poveste. Și ce mai face Borcea? Borcea! Îți spui eu ceva de n-ai fi crezut. Așa. Nici eu l-am crezut când am citit aseară. Bine, acum din partea unui câine se poate aștepta la orice. Exact. Cristi Borcea devine burlac cu acte în regulă, se desparte de frumoasa Mihaela. Deci este adevărat, omul e sănătos tun. Mm-hmm. În America se duce să se trateze de altele. Aha. Știți că a fost bolnav Napoleon la un moment dat? Na. Tot timpul se trezea după ce se trezea. Aha. Înțelegeți? Și... lucrurile vă că sunt complicate și pe acest plan pentru nea Cristi Borcea. O căsnicie care a durat mai bine de două decenii urmează să se destrame în câteva secunde. Atât sunt de fericit că am bătut steaua încât divorțez de nevastă. Cristi Borcea, da. Clar. Prezidentul clubului Dinamo a decis să depună actele de divorț, cerând o despărțire pe care amiabilă se spune de Mihaela, femeia care a dăruit trei copii. Trei posibili jucători, domnule. Mm-hmm. O femeie frumoasă, altfel, Mihaela. Da, clinicile, laserul, laser, frate, își fac efectul. De ce ești rămișule de dimineață la ora 8 și un minut? Dumne, de ce dai în viliac dumneavoastră asemenea lucruri? A fost la cuțit. Femeia a fost la cuțit. Păi a mai mers și la măcelar să mai cumpere câte un kilogram de carne, de porc, de vită, de mânzat. Dar se vând în spitale? Ce a fost de s-a aranjat? Ascultați că e pe aici, pe colo, tunată, trunchiată. Serios? Deci nu ia? Nu, domnule! Nu ia! Nu, domnule! Aia e alta? Alta, nu e aia pe care a luat acum 20 de ani? Vezi de treabă, dragă! Aia a plecat de mult, l-a lăsat, s-a dus. Aha! E alta. Nu știam de ce arată mult mai bine decât el. A fost daună totală, s-a schimbat carcasa, șasiul. A avut casco? Cum să nu? Care va să zică? Domnule, cu operație, fără operație, fata e frumoasă. Cu trei copii. Mihaela, da, dar se desparte Cristi Borcea de ea. De ce oare, bă? Până acum erau împreună, că ziceau că au probleme, că... de altă natură? Sincer, nu știu câte femei și-ar dori un bărbat care dansează precum Shakira. Aha. Hai să fim serioși. Îți pui fularul la gât și dai din... și miști într-un mod arăbesc. Dai din bazinet, uite așa. Când am văzut fata, a zis că asta ceva nu e în regulă, vedem ce avem de făcut. Dacă își pune mintea, Gigi dansează mai bine. Dar nu m-aș fi așteptat, mă, să se despartă de Mihaela Cristi, mă. Cristi Borcea. Probabil m-a că... m-a luat prin surprindere știrea. Asistenta din Statele Unite ale Americii. Aha, și-a făcut foarte bine meseria. Și l-a dezintoxicat 100%. A scos mercurul. Cât ai zice? Oh, oh, oh. Și odată scos, mă rog, minunile din el, omul... argintul viu. Da, a reacționat într-un mod neașteptat. Apropo de întâmplări de genul ăsta, 31% dintre bărbați consideră bârfa mai bună decât tăvăleala printre pilote. Îmi pare rău, bărbații nu bârfesc, bărbații fac politică. Discută, bărbații nu bârfesc, bărbații discută. Bărbații fac politică, nu bârfesc, îmi pare foarte rău să ți-o spui. Deci 31% dintre bărbați consideră bârfa mai bună decât tăvăleala, da? Da, da. Faceți o scurtă calculeală. De la 31 până la 100, cât rămâne și veți afla răspunsul la ce preferă bărbații? Da, e o concluzie foarte clară la mijloc. Nu trebuie să socotești prea mult. Așa. Nu trebuie să socotești prea mult. Spor la numărătoare. Da, pe prima pagină din Monitorul de Cluj, dacă tot a sosit la redacție și Ania a fost trimis aici dis de dimineață, că vine înaintea noastră, pe Monitorul de Cluj s-a văzut, da, titlul Dușul zilnic dăunează sănătății. Oleu! Na, plus la factură. Cercetătorii vorbesc despre 7 păcate care pot dăuna sănătății, printre care dușul zilnic, clătirea după spălarea dinților sau curățenia casei. A? Măi, și-am făcut înainte de Paști. Mă scuzați că am dat așa repede, am luat ziarul repede de mi s-a văzut cămașa de Casa Moda. N-aș fi vrut, da. A fugit, v-a scăpat o manșetă. Da, cercetătorii de adevăr vorbesc despre 7 păcate care pot dăuna sănătății, printre care dușul zilnic de dimineață înainte să vii la radio, sau seara, clătirea după spălarea dinților sau curățenia casei. Vezi de ce nu sunt recomandate aceste lucruri? Eventual putem dezvolta acest subiect
Foarte important, domnul prezentator. Acum, având în vedere pagina că este patra. O situație de criză și având în vedere că mai fiecare gospodărie deține una bucată a pomet. Exact, dar cum vine asta? Ar trebui luat și tamponat, cel mult, cu burețelul. Luată puțină apă pe burețel și tamponat pe la încheieturi, că de la încheieturi sare izul. La ce, n-ai voie să te găsești pe dinți după ce te-ai spălat sau cum? Pagina patra, ia puțin dezvoltat subiectul, că e interesant, domnul Mișu. Nu stați, domne, așa când este un subiect șoc, domne. E un subiect șoc, domne, nu stați așa ca molâul la uzina de dume, domnule. Uitați aici, așa, pagina patra, domnul Mișu. Am înțeles, consumul de apă. Ferice. Așa. Cercetătorii vorbesc despre 7 păcate care pot dăuna sănătății. Am înțeles. Așa, domnul Mișu. Primul dintre acestea, fiind dușul zilnic, conform medicului dermatolog englez Nick Lowe, majoritatea oamenilor se spală mult prea mult. El spune că folosirea apei fierbinți combinată cu săpunuri abrazive poate distruge uleiurile pielii, provocând uscarea, crăparea și chiar infectarea acesteia. Și cu spălatul pe dinți, de ce n-avem voie să ne clătim? Rămânem cu pastă de dinți printre dinți, domnul? Păi stați că pe dinți nu ne spălăm cu săpun. Mai mult, cercetătorii spun că 8 ore de somn pe noapte te fac să te simți și mai obosit. Na, că am trecut de la apă, de la spălat la somn. Aha, deșteptarea. Omul a evoluat în așa fel încât poate avea un stil de somn fragmentat. Da, vecinii, mulțumim. Somnul de 15 minute în timpul zilei poate fi echivalentul unei ore de somn pe timpul nopții. Aha. Un alt păcat este clătirea gurii. Ajungem acolo unde ați vrut. După spălarea dinților, deoarece clătirea curăță învelișul protector lăsat de pasta de dinți, obiectivul nostru, nicio carie. Aha. Iar absența acestei operațiuni ar adăuga câteva ore de protecție dinților. Excelent. Deci e ca în ureche, unde trebuie să ai puțină murdărie. E un ca pic, un pic. Un filtru. De protecție. Un filtru pentru timpan. E protecție, da. Nici statul pe tron nu este sănătos, deoarece un studiu recent publicat de oamenii de știință israelieni afirmă că ghemuirea este o poziție mai naturală decât statul pe toaletă. Aha. Și necesită mai puțin efort. Această poziție reduce riscul bolilor intestinului, cum ar fi, știți voi... Dacă stă frumos pe tron? Da! Aha! Plasarea unei trepte sub picioare și aplecarea înainte poate fi de ajutor. Hai, domnule, că se complică deja un pic, deja ne pui chiar la treabă, deja facem gimnastică, ajunge! Ne pregătim de olimpiadă! Da. Care v-a să zic că vedeți că sunt multe modalități și multe poziții la urma urmei pentru a-ți fi bine. Nu te clăti pe dinți, nu te spăla prea des, indiferent că i-o deranja pe aia din autobuz sau ba. Oare prietenii noștri de la compania distribuitoare de apă ce spun când aud asemenea știri? Nu te clăti? Cred că sunt tare supărați pe știrea asta. Cristi Comșa, câștigat taronul la tonight. Să fii sănătos. 0756 198581, într-adevăr numărul de telefon la care poți să faci rezervări sau să faci, să ceri bunătățul să ți se aducă acasă, sau adresa Calea Turzii 160. Exact asta este. Felicitări, felicitări pentru premiul obținut de la restaurantul pizzerie Tonight, Calea Turzii 160. Trimite-ne și datele de buletin și numărul tău de telefon și ai două pizza, două sucuri de la pizzeria restaurant Tonight, Calea Turzii 160. Asta este. 8 și 8 minute de dimineață cu deșteptare, informare, bună dispoziție. Dar și atitudine. Musai, musai. La ce vă uitați așa foarte... E politică, Ponta, despre cazul Botiș, corupția se leagă de putere, domnilor. Aole. Nu, no, n-are rost. Na. Cauciucurile de iarnă obligatorii a decis senatul. Na. Asta mai lipsea, domnule. Lasă, vină iarna. Ferice de cei care vând cauciucuri. Hmm? Că, da. La iarnă. Da, senatul a adoptat ordonanța de urgență prin care se impune obligativitatea echipării autovehiculelor cu cauciucuri de iarnă în sezonul rece. Cei care nu se vor conforma noilor reguli vor risca să rămână fără talon auto, dar și amenzi de până la 4.000 de lei. Dar n-am prea observat oferte acum în primăvară cu cauciucuri de iarnă, să fie mai ieftine, să... Să mai scadă prețul. Dar serios, n-am văzut nicio ofertă, nicio reclamă, nicăieri. Nicule, n-au rămas ceva pe stoc, hai de luați-le de aici la un preț ceva mai mic. Dați și voi vorba aia, să scăpați de ele. Ai văzut undeva vreo ofertă de asta pe primăvară? Absolut nimic. Nimic, păcat, păcat că n-ați promovat cum trebuie. Dacă nici acum în sfântă zi de 27 aprilie nu se vând cauciucuri de iarnă mai ieftine, atunci... Dar poate pe 1 iunie, de ziua copilului. Eventual. Iubitule, ți-am adus o anvelopă.
Așteptă de 23 august. Că dacă spuneam, iubitule, ți-am adus un cauciuc să intra la interpretare. Păi mergea, domnule, o promoție acum cu cauciucurile de iarnă. Serios, mergea bine. Făceai și matale o reclamă frumușel și totul era minunat pentru firma ta. Pentru tine, iubitule, un cauciuc. Pentru tine, iubito, în cazul ăsta, un lanț. Fără derapaje conjugale. Exact. Uzina de dume. Cine se asabără, să ascultă. Dai. Doar cine joacă câștigă. Întotdeauna, de fiecare dată, play and win în uzina de dume. Bună dimineața! Ia bibi! Ai trimis mesaje de Paște? Ai trimis mesaje de Paște, meseuri, nu, mail-uri? Nu, și pe această cale vreau să le mulțumesc tuturor celor care m-au ignorat și nu mi-au dat. A fost deosebit. Poate pare șocant, dar m-am simțit atât de bine. Ai fost mai liniștit? Da, am stat frumos la grătar, mâncărica, mâncărică, obiceiul obicei, tradiție, ce tot. N-ai mai citit nimic, nici un mesaj, nici un SMS? Am un telefon undeva pe acolo, am vreo 4 mesaje necitite de Paște și atât. Nu-i frumos. N-am... Trebuie să le citești totuși. Nu se face totuși. Să dai reply. Hristos n-a înviat prin SMS. Vreau să cred. Acum... Vrei să scriu un mesaj tare de Paște sau de sărbători, dacă cumva îți dau un pont? Da, am văzut și eu reclama la televizor. Te-a părăsit inspirația? Poți apela la noi. Trimite un SMS acum cu tarif 0,... Și noi îți asigurăm un text veridic. Eu știu și altă variantă, internetul. Dacă vrei să scriu un mesaj tare de sărbători, indiferent ce sărbători, intri pe internet și găsești enumărate variante, care de care mai inspirate și mai șugubețe, să știi. Așa. Nu mai trebuie să te resemnezi stilistic, adoptând obositele urări clasice, nici să te căznești inventând versiuni de o barocă subtilitate, cum zice cronicarul. Dar nu zice site-ul respectiv. Ha? Așa. S-au gândit alții să te ajute, să nu-ți mai bați bătaie capul, că bă, că ești foarte... mă rog, stresat de SMS-uri și să tot compui matale fel de fel de lucruri. Răsfoiești site-ul istețe și te-ai scos, neamișule, te-ai scos. Ia spune-ți 2-3 ieftinituri de acolo. Mai toate sugestiile valorifică drăgălașa figura iepurașului. Exemple, vrei matale? Da, ouăle, fie ca sărbătoarea să-ți aducă... Uite, te le compun eu dacă vrei. Fie ca sărbătoarea să-ți aducă multă pace și bucurie. În suflet. Paștele să fie Paște. Eu am văzut o urare, fie ca sărbătoare să aducă pace și liniște în piciorul drept. Tot un suflet, nu știu de ce, tot un suflet. Totul e acolo, în casă. Da, serios, n-am înțeles de ce. În suflet, la pipoțică. Au gândit alții pentru tine, așa că iată, am găsit pe internet exemple. E purașul mustăcios, e de Paște norocos. Bun. Un iepuraș cu boticul alb a venit la noi în prag. Îți place asta? Cum are boticul? Un iepuraș cu boticul alb a venit la noi în prag. A tras în butramină. Iepurași nenumărați să-ți sară buclucaș drept pe covoraș. 4 arici, 2 mai mari, 2 mai mici, 5 arici. 16 iepurași, 8 se spionează, 5 sunt la somnic și frumos visează. 2 mai albiori dau cadou de sărbători. Iar ultimul a citit un nou Paște fericit. Oh, aici, da, a fost nevoie de puțin 2 ore de muncă. În peisaj apar din când în când și iepurași cu pași voinici, cu misiunea de a-ți aduce 100 de pupici sau iubitul iepuroi să vă aducă euroi. Ia-l-o, asta-i pentru Gigi. Pentru firma e sensibilă, oferta e abundentă, să-ți fie viața pufoasă ca un cozonac, fără griji ca unui miel, colorată ca un ou de Paște și luminoasă ca ziua învierii. Și dulce ca un cozonac curat. Sau e în somn de sălci un vis de răstignire, e plâns de miei și plaiuri cu verdeață. Ce ziceți de asta? Probabil o referință codificată la friptură și salată. Avem și zglobi încercări de romgleză. Mi-am făcut wish list-ul de Paște. Te vreau pe tine. După care se cere un reply. No. N-ați auzit așa ceva? Asta că... cu wish list-ul, cu reply-ul. Dacă n-ați intrat pe internet de sărbători, că ați fost la mâncat și la... la popotit. Da, mai este, avem și alte abile tentative de captatio vag erotic. Alo, cu asta, cu... Urez întotdeauna, Hristos a înviat persoanelor frumoase și inteligente. Nu e nimic cu sexy pe acolo? Nu. Mare lucru. Constat că în mod curent se consideră Hristos a înviat drept o urare. Asta e o urare. Doamne, am o urare pentru matale. Hristos a înviat, că așa se spunea o prietenă care e pe
Adiu de Messenger, că n-am spus astăzi, Hristos a înviat. Da, Hristos a înviat, adevărat a înviat. Așa. Alte urări se referă la bucurile competitivității, satisfacție maximă și baftă la ciocnit ouă. Sau la fatalitatea chefului mocnit. Poți să te maturizezi, să te cultivi, dar nu vei renunța niciodată la bunătățile mesei de Paște. La bucate. Trească internetul! Exact! Și vreau să vă spui că citatele și de unde le-am luat? De la... din editorialul lui Andrei Pleșu. Din dilema! Nici n-ai fi crezut că se ocupă de Andrei Pleșu de-astea. La cum sună sincer, aș fi crezut că sunt luate din Carmen Pleșa. Da, asta cu captatio benevolenție. Când am zis-o cu captatio benevolenție... Ați captat puțin atenția. Corect. Da, ați observat că de Paște totuși nu s-a uitat de urarea asta cu Hristos a înviat. Așa. Discuția... urarea asta, da. Da, de, discuția da. Începea așa, Hristos a înviat. Bă, dă și mie banii ăia, mă, lasă-mi puii mei. Da, mă, că ți-am dat împrumut, ce? Doamne iartă-mă. Mă, nu mai dau împrumut, că trebuie să umblu eu după banii mei. Deci nu anunță nimic cearta, dar ei încep frumos așa, vorbitorii. Hristos a înviat. Așa a, ai răspuns la telefon, da, ce serios? Băi, nașpa de tot, te credeam băiat fain, băiat educat, că era din același oraș cu mine. Păi, dar mi-ai promis și nu-mi dai. Uh-huh. Și celălalt nici nu apucă să spună... adevărat. Parcă e un semnal de start. Hristos a înviat. Hai, bă, băiatule, bă! Asta cu Hristos a înviat, formula asta de sărbătoare, Hristos a înviat, după părerea mea, este crezută cu adevărat de vreo 7% din cei care o zic. 7%. Da, ceea ce e mult oricum. Restul de 93%. Ce, o zic așa, automatizat, știi, automat. Intră într-un fel de reflexie. Reflex, da, faci? Da, da, exact, exact. Pentru că destul de complicat povesti. Nu mai intrăm în probleme teologico, mistico... filozofice. Exact, că după aia, na, complicăm lucrurile de dimineață la o emisiune de altfel comercială, să o spunem... categoric, domne, trebuie să o recunoaștem, să nu ne mai ascundem după sărbătoare. E o emisiune comercială, domn. Interesul nostru este să vindem. Așa. Hristos a înviat. Adevărat. Bun. Apropo de mesajele de care pomenea colegul Ștefan, pe ediu de Mesuzina de 69, Andreea ne scrie așa. Neața, băieți. Neața, bună dimineața. Nu e așa că anul ăsta nu a mai fost nebunia din alți ani cu SMS-urile? Nu, ceva mai așezat a fost situația. Bagă Facebook-ul Orange-ul în faliment. Doamne ajută. Aha. Adevărat a înviat. Așa este. Cum putem spune? Da, și serios că au fost mai liniștite lucrurile un piculeț anul ăsta. Da, da, fără prea multe mesaje. Bine, adevărul e că la câte minute și minute internaționale, intergalactice, la câte oferte sunt, pui una frumușel pe telefon, tastezi numărul brebenelului pe care vrei să-l suni. Dacă ai touch screen e mult mai ușor de tastat. Doar mai freci din când în când. Exact. Pac! Și spui, hai, Hristos a înviat. Adevărat că a înviat. Ce mai... bă, dă banii, bă, bă. Ca românul, noi niciunul. Categoric. La 8:21 de minute. Vino cu Winmark tu și Big Fitness. Ai un voucher de 120 de RON, adică 1.200.000. Te duci acolo, faci mișcare, un masaj, te simți bine. Ai ajuns acasă refăcut după o zi de muncă. Foarte important de reținut, din 19 aprilie sala de sport Big Fitness, aflată la etajul 1 al centrului comercial Winmark din Mănăștur, te așteaptă cu servicii noi pentru 25, adulți și copii. 26, 69, 26. Kangoo Jump, Cycling and Spinning, Ballet și Dansuri, Judo. Iar pentru doamne și domnișoare, masaj de modelare corporală și facială, lipomasaj și lift masaj cu aparatură de ultimă generație, Big Fitness, etajul 1, centrul comercial Winmark. Așa, face și gimnastică în timp ce facem și acest concurs cu Big Fitness. 0264406342, un voucher de 120 de euro, adică 1.200.000. Acolo la Big Fitness, deschis pe 19 sau din 19 aprilie. Merită, poftim la noi, cred că culinea e o mică povestire. Acum este liberă linia. 0264 406342. Mișcare, baftă! Mișcare! Hai că se poate! Așa, așa, bun, dă-i, bun, așa, ăla e! Bună dimineața! Neața, Bogdan din Bacău. Așa, Bogdan, ne făcea niște mișcare, sau mă rog, puțină mișcare dimineața cu Mișu, înviorare. Da, să vedem, a început în 19 aprilie. Așa? Masaje, tonifiere pentru domnișoare. Bun. Kickboxing, dacă am înțeles bine. Lasă, domnule, bătăile. Nu fi violent.
Aia astea cu bătăi așa mai, dar așa de tonifiere, că și alea, că am lucrat în domeniu și mai mult pentru tonifiere, nu neapărat de a fi violent, înțelegi? Tu ești la telefon, Bruce Lee? Nu, ce fel. Și unde e Big Fitness-ul? Comercial Winmark. Așa, dacă nu mă știu, de acolo Mănășturi, așa? Acolo, Big Mănășturi. Acolo, la Big. La Winmark, cu bine zici, s-a deschis din 19 aprilie Big Fitness. Adevărat. Ai un voucher de 120 de roni. Perfect, și vin și cu mașina cu ocazia asta. Minunat. Vin cu mașina, dar pe urmă la sală te duci pe jos. Aud, și la sala de la mine din cartier, în 500 de metri mă duc cu mașina. Te-ai boierit. Tu ești genul de om care după pâine peste drum merge cu mașina. Dar nu mai râde, domnule, că vorbesc cu tine. Fii serios. Nu vorbim aici. Fii serios. Fii serios. Cum l-a auzit, dar de dumne să fiu serios eu? Păi, dar fii prea serios, e neserios, are dreptate. Corect. Rămâi la telefon, să-ți luăm datele. Da. Bine? Da. Să trăiești, să înflorești. Felicitări, baftă. Mișcare la Big Fitness, acolo la Winmark, în Mănășturi. La etajul 1. Așa este. Big Fitness, așa cum ați auzit, în centrul comercial Winmark, Mănășturi. Deșteptarea. Neața. Uzina de dume la Radio Impuls. Dragi prieteni, dacă vrei, radio-impuls.ro sau 101,5 FM, clasic, așa, pe radio. Iar dacă vrei să ne vezi, intră chiar acum pe transilvaniachannel.ro sau, de ce nu, stai liniștit comod și caută în bandă acolo programul nostru. Fie pe UPC, fie mai nou, am înțeles, și pe RDS-RCS. O veste bună. Deșteptarea. Neața. Vă spunem bună dimineața! Stay here. Back, back. We'll be right back. Back. Uzina de dume. Cine să seamănă să ascultă. 8:32 de minute. Aici în uzina de dume la Radio Impuls. Haideți, mai stați, domnule. Nu mai stați, domnule, că stă banul, domnule. Stă banul, vă spui. Când pe parte, când pe alta. Multe cupluri în ultimul timp care... De tineri și nu numai, mă rog, nu numai. Așa, care se plâng că nu pot obține un orgasm satisfăcător. Da. De ce credeți că se întâmplă așa? Părerea mea personală. Se pare, din păcate, tineretul, așa cum e el, s-o soție, este foarte greu, fără un credit, nu reziști. Ești o persoană zero. De acum înainte nu se mai dau orgasme pe bază de buletin. Credeți că este o măsură corectă? Nu știu, presupun că a fost influențat de criza din America care a fost și de asta s-a introdus și la noi mai multă securitate, presupun. Foarte multe cupluri în ultimul timp se plâng că nu pot să obțină vreun orgasm. Ce trebuie făcut, după părerea noastră? După părerea mea, eu aș propune ca fiecare să prezinte ceva sau garanție ca să un loc de veci. În ultimul timp foarte multe cupluri se plâng că nu pot să obțină un orgasm. Ce trebuie făcut în această situație? Da, ce trebuie făcut? Nu știu ce trebuie făcut. Nu știu ce trebuie făcut, eu știu. În ultimul timp, foarte multe cupluri care sunt și mai tineri și mai în vârstă, care se plâng că e foarte greu să obțină un orgasm. De ce credeți dumneavoastră că e așa de greu? Păi eu consider că se obține greu din cauza serviciului care unii au, unii nu au, și chiar dacă l-au, salariile sunt foarte mici, și în cazul ăsta nu poate să obțină, pentru că n-au cu ce să plătească credite. De asta se fac și atâtea... cum să spun, probleme care nu și achită ratele când trebuie. Dumneavoastră, am înțeles că nu locuiți în România, locuiți în Franța. Acolo, în Franța, cum se poate obține un orgasm? Nu știu ce să vă spun. Dumneavoastră, ați încercat vreodată să obțineți vreun orgasm? În ultimul timp? Nu, că n-am... Am crezut că nu pot să mă descurc ca să pot să dau înapoi. Nu ați încercat să obțineți niciun orgasm acolo? Nu. Cu răbdare, cu nervi de oțel, așa, cu răbdare, nene, de platină. Excelent. În viață omul poate să facă multe. Acela este om care depășește momentele grele. Dumneavoastră ați obținut vreun orgasm în ultimul timp? Nu, nu mai am făcut din 81. Din 81? Din 81 nu mai am făcut. Atunci când am... Dar soția a avut vreun orgasm în ultimul timp? Nu. Nici de asta?
nici de înțeleg. Păi de ce? Ne-am limitat la ce aveam avem. Dar dânsa n-a încercat să-și caute, să obțină vreun orgasm în altă parte? Nu. Nu. Atât. Nu și nu. Atât. Dumneavoastră ați obținut în ultimul timp vreun orgasm? Nu, nu. N-am făcut, nu. N-am avut nevoie, mă descurc în alte feluri. Soțul noastră a obținut vreodată vreun orgasm? Nu, că n-am... Nu. Îți mar dobânzile, maică, mar dobânzile, să știi. Să obțineți vreun orgasm, nu? Nu. De ce? Nu, am considerat că nu e nevoie, nu. Unele persoane au obținut orgasme multiple, altele nu obțin deloc. Care să fie explicația? Dumneavoastră nu știți explicația? Sunt mulți șmecheri care face măgării de-astea prin naș. S-au întâmplat multe cazuri, alții au dat de berele, alții au... Deci nu mai poți să ai încredere așa. Mai mult șmecherii face chestiile astea. Aha. Sunt unele persoane care au obținut orgasme multiple, așa? Altele care nu obțin deloc. Da. Cum se explică această diferență? Părerea mea personală este aceasta. Ori știu să vorbească și sunt super inteligenți, dacă pot să pronunț acest cuvânt. Deci au o inteligență aparte. Și au această răbdare, dar dacă eu cred că ei când fac acest lucru și ajung la a trei, trebuie să se stopeze, pentru că al lua pe al patrulea înseamnă dezastru. De ce? S-ar putea, indiferent, vedeți și dumneavoastră salariile din această țară, s-ar putea să nu facă față cu patru. În ultimul timp, foarte mulți tineri se plâng că nu mai pot obține orgasm cu buletinul. Ți se pare normal? Ce legătură are asta cu orgasm? Adică nu înțeleg unde vrei să... Păi ce înseamnă, de fapt, orgasm? Orgasmul este punctul culminant al unui act sexual. Niciuna nu e ca tine, dar nici altul nu-i ca mine. Tu mi-ești fericirea vieții, ești ca roa dimineții. Ăla e roa dimineții sau zina de dume? E prea lungă perioada de rambursare. Două ca două, trei ca trei, dar deja când e patru... De la 4 deja sare cardul din bancomat. Serios, 3-3, hai, treacă, meargă, dar 4. Ultima domnișoară intervievată nici nu avea cum să nu știe. După Cârlion, parcă da, după felul care arăta. Părea ușor curentat. Da, mai sunteți cu noi? Ați atins plăcerea deosebită de a aștepta la telefon? Alo! 0264 40 6342. Dacă e ceva de comentat la 8:38, dacă sunt probleme întregi cu rutier, ne spuneți nouă aici de dimineață și noi spunem mai departe. Dacă aveți SMS-uri, mesaje, 0744-233-942 sau 0720-467-857. ID-ul de Messenger, Uzina de Dume 69, iar Facebook-ul emisiunii este Uzina de Dume. Vino acolo, descoperi fel de fel de lucruri, poze cu orașe europene batjocorite de români. Nu? Așa, bai, descoperi multe lucruri de altfel pe care s-ar putea să nu le auzi dimineața în Uzina de Dume din cauza timpului care ne presează. Muzici fel de fel, mai puțin ascultate, care într-o vreme se ascultau pe la Cluj, dar nu se mai ascultă. Facebook-ul nostru, Uzina de Dume Plus. Plus. Bună dimineața! Bună dimineața la Uzina de Dume. Ce faceți, domnule, ce faceți? Vă ascult. Foarte bine faceți că ne ascultați, domnule. Așa trebuie să fiți un băiat ascultător, domnule, nu numai cum vreți dumneavoastră. În toate zilele vă ascult. Nu e rău. Dar am vrut să vă spun no comment, asta e inteligența românilor. Din păcate. Dar cine vorbește în ziua de astăzi așa cu plăcere maximă? Omul zice o treabă scurtă, direct, pac, 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 nu mai vine cu povești de-astea, cu cuvinte de-astea, domnule. Mai stai la discuții? Trebuie să vorbim și științific, nu numai popular. Deci să nu cunoști cuvântul orgasm, deci e ceva... Păi atunci, ce să zicem, să întreb pe radioascultători cât e piu. Că eu sunt fel convins că nu știu. Sau despre neoplatonicism să vorbim, sau despre... Despre Goethe. Despre fizica cuantică, domnilor. Exact. Despre cibernetică. Am avut o profesoară,
profesor care predă la medicină și mi-a spus, domnule, din studenții ăștia nu m-aș da pe mâna lor să mă opereze. Aha. Și atunci ce face? Merge la Viena, la... Merge la Viena, la unde a fost eu. Dar tu ai bani, că tu ai prins pești, ai vândut și acum ai bani, stivă. Nu mă duc, spuneam așa că fac divers. Dacă un profesor de la medicină spune acest lucru, atunci ce? Știe el ce știe. Păi nu. Mai bine mâncă. Bună ziua, bună ziua, studenții, în loc să învețe, stau la obsession. Lasă că și noi am stat în discoteci toată ziua, bună ziua. Să știi că nu. N-ai stat în discoteci? Nu? Nu. Ai trecut de ai sărit faza asta? Deci mergeam pe vremea lui Ceaușescu, Păi atunci. Mergeam duminică la Casa de Cultură a Studenților, acolo aveam intrare și un observator. Sâmbătă, duminică? Nu, duminică. Nu. Numai duminica? Numai duminică. Și foarte mulți studenți am observat și în ziua de astăzi, care nu-și permit... De luni până vineri mănâncă numai corp cu sana și iaurt și ca să aibă bani de intrare la club. Aha. Am avut clientă, o domnișoară, într-o seară, care zice, a ieșit din diesel nervoasă, zice, domnule, hai duceți-mă acasă că am doi prieteni studenți care m-au ținut de aici de 5 ore cu un suc. Cu un suc? Cu un suc. Cum vor să o cucerească pe fata aia cu un suc? Ci vreo 3-4 ore o stat la săracă la un suc și s-a nervoasă aici afară. Hai, domnule, du-mă acasă că... Ăștia mă țin la suc aici în dizol. Că n-aveți făt frumosul ăla care să cheltuiască pe mine. Păi cine dădea al doilea suc era norocos, prietene. Da, și din păcate am văzut copii de bani gata cu mașini tari care alimentau la benzinăria de 20 de lei. Jeep de 20 de lei. Am auzit de gipane când se uitau în portofel, nu mai aveau bani. Da, deci tata le cumpără, înțelegi? Le cumpără Jeep, le cumpără Merzan, le cumpără alte să nu dau, să nu fac reclamă la alte mașini. Și e că merg la benzinărie bază de 20 de lei, că merg, doamne, nu sunt bani. Bine, mulțumim frumos! Turnați-vi un picur, vă rog! Reținut! 0264406342 este numărul nostru de telefon în cazul în care vreți să ne sunați. Cer ascultătorii pe ID-ul de Vestul din la 69 numărul să sune și să intre în la direct? La o vorbă, da. Ce? De taclale aici, nenicule, de taclale var de vot de dimineață. E rost de povești? Aha. Bună dimineața. Salut, salut. Servus, servus. Salut. Alex din Vâlcea, vă sună, uite că v-am ascultat de mult și chiar mi-a plăcut emisiunea. Cum din Vâlcea? Stai un pic, cum din Vâlcea? Din Vâlcea, simplu. Bravo, Vâlcea, Alex! Oltenia. Bravo, Alex! Da, ai avut baftă, ai prins firul. Cum am spus numărul de telefon? Pac, cum ai apărut? Păi, v-am cerut pe Messenger și eu și foarte, foarte insistent acolo. Bravo, bine ai venit la Cluj. Oltenii, nu? Da. Așa. Aprigi. Da. Mai puțin echipa noastră de suflet. Lasă, că se rezolvă și cu ea. Dacă se întoarce Mutu și cu ăstălaltul, cum îl cheamă, care a fost la Steaua... Cu Cristi Tănase. Așa, și cu ălălaltul. Mai cu... facem o echipă de 2 lei. Facem cumva să fie bine. Apropo de cucerire și de gatica aia blondă, noi avem la blondă aici la greu, să știi. Serios? Dar blonde deștepte, oricum. Dar tu ești din Pitești sau de prin împrejurim? Nu, chiar din municipiu, din Râmnic. Aha, din Râmnic, am înțeles. Opa. Și chiar vă ascult de ceva vreme, de vreo 3-4 săptămâni, așa. Uleu, chiar mi-a plăcut. Ia uzi, ne bucurăm că ne-ai ales pe noi când ai de ales din atâtea și atâtea. Păi asta e, ce să mai alegem și noi ce putem acum, nu? Foarte bine, dar se poate. Doar România e liberă, nu? E liberă, e democrație, fiecare alege ce vrea. Îl alegem pe Bob, dacă nu pe Băsescu. Ai zis-o acum, ai da. Ai zis-o. Da, tragem de noi să ne abținem să nu spunem mai multe. Lasă că zicem și noi destule. Bine. Blondele astea, ce să fac? Sunt fete deștepte, dar oricum greu de cucerit aici la noi. Auzi, dacă venim într-un weekend ceva, rezolvăm, facem? Mergem? Da, până la noi, până la autogară, oricum eu lucrez acolo și vă aranjez. Se lasă greu sau trebuie lămurire multă să venim 3 weekend-uri la rând până... Cu niște milioane bune în buzunar. Alea sunt, că noi suntem de la radio, televiziune, astea. Dușmanii poartă pică, da. Bine, omule, te căutăm când vrem o blondă, că acum suntem la stadiu de roșcate deocamdată. Foc și pară. Când... Eu sunt acolo, numărul știți oricum. Bine, omule, din Argeș. Bine, ID-ul de Messenger e aici...
mă contactați. Bine, îți mulțumim frumos. Bine, hai, salut, doamnă. Salut, salut, hai, salut, rog, toate cele bune. Din atâtea posturi de radio, el a ales din Argeș Radio Impuls. Foarte bine. Bravo, felicitări, te salutăm de aici, de la Cluj, dragă prietene. Să fii sănătos. Că dacă știam, opream duminică puțin prin luni, de fapt, ce? Luni? Ce-ai pe acolo, că, na. Un pic pe la Călimănești, pe la... Da, că erau prea multe blonde pe urmă. Aia e. Deja erau prea multe blonde, Mișule. Era conflict de interese, da, de culori. Da, 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 erau discuții și, na, acum chiar de sărbători să ai discuții. Nu se face să ai năcaz. Nu, nu, nu. Nu, chiar deloc. Spuneam pe Facebook că era o perioadă când la Cluj se asculta și așa ceva. De la troparele lui Roman Melodu la Stephen Curtis Chapman. Auzi, se asculta la Cluj într-o vreme, știi? Într-o vreme. Într-o vreme, era o vreme când pe... Ce zice băiatul ăsta? Așa. Așa. Avem și videoclip, Mișule, pe televizor. Imagine. Cu Stephen Curtis Chapman. Da. Televiziunea din România, Stephen Curtis Chapman. Dive, 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 I'm diving in. Nu sună rău chiar deloc. Nu, chiar deloc, de la troparele lui Roman Melodu la melodicitatea neoprotestantă alias Stephen Curtis Chapman, că vine de acolo, din zona aia. Aleluia! Contemporary Christian, bine ai zis, bine ai zis. Aleluia, brada! Aleluia, brada! Come on, come on! Mulțumim frumos, dragi prieteni. Ce zice? Ce are asta? Radio Impuls? Alo? Serios, pe 101.5 FM? Și pe internet? Este și pe internet? Și pe internet, radio-impuls.ro. Așa. Vreți să completați ceva de dimineață, să fie așa cum trebuie această emisiune? Da. A? Aleluia, man! Ia, man, brada! La 8:49 de minute, Ștefan al lui Corean de pe ulița Șaișului. Ajuns mare domn la oraș. Și mișul ăla micu de la sclărie din secție. Aleluia, man! Șef de secție. Come on, man. Hello, brada. Oh, oh, brada, hallelujah, brada. Fiți și voi oameni serioși, v-am mai spus de atâtea ori, mă. Atât de rău vă stă să vă tot prostiți de dimineață, serios. Aparențele au înșelat. Serios, cu țărănisme, cu de-astea. Fiți oameni faini, mă, veniți și vă la cravată, la costum, Armani și purtați-vă academic, mă, de dimineață, mă. Știu o vorbă legată de Armani. Așa. Să te pup în stil Armani ca să moară toți dușmanii. Un zi de dume, cine să seamănă să ascultă. La 8:52 de minute. Neat. Soarele strălucește la Cluj, dar în toată țara vreme frumoasă, dragi prieteni, fie în Maramureș, fie în Sălaj, fie în Bistrița, sau unde să mai zicem noi? Fie în Satu Mare. Da, sau Sălaj am zis, Bistrița am zis, Satu Mare am zis, Maramureș am zis, dar chiar și Cluj, da. E frumos peste tot, vreme în sfârșit. Frumos. Că, Doamne, așteptam de mult timp, 10 grade Celsius, dacă vă interesează la această oră Cluj-Napoca. Ne interesează, cum să nu ne intereseze?
La Sighișoara, nu știi când câte grade sunt acolo, ne ascultă la Casa Moda by Coldtex. Da. Aha, bună dimineața. Bună dimineața, fetele. Bună dimineața. Coldtex ne asigură îmbrăcămintea de dimineață la uzina de dume, coldtex.ro. Intrați pe site-ul ăsta să vedeți haine adevărate din unul dintre cele mai tari branduri de îmbrăcăminte din lume, Casa Moda din Germania. Haine adevărate, material bun, așa ca la carte. Oberqualität, Herr Mișu. Oberqualität. Natürlich. Herr Stefan. Herr Michael Schmidt. Schmidt. Orar de bine la Casa Moda by Coldtex, Albești, Sighișoara. Spor la treabă. Spor. Kraftwerk. Candidatele atrăgătoare care trimit CV cu poză au mai puține șanse de a fi chemate la interviu comparativ cu cele care au fețe comune. Corect, asta dacă patronul, directorul este femeie. Da. Dacă e bărbat, lucrurile se complică un piculeț. Ce bine e blurat-o, da, pe asta. Da, nu-mi trebuie asta. Ce cu ea? Cu asta ce? Ce cu? Dar ce cu asta? Dar ce vrei aici? Cred că e cuplărai aici. Au venit la cuplărai? Să vă combinați așa? Yeah. Dar ce aici? Au venit la tăvăleală sau la lucru? Pe birou aici la mine? Yeah. Să nu o văd. Dar n-aveți paturi acasă? Da, e serios. Dar ce credeți aici că e toleranță? Du-te tu de aici. Vezi de treabă că nu ți-a angajat nici să... Dacă e bărbat, o, domnișoară, poftiți, luați loc. Doriți o cafeluță sau poate un suc cu pulpă de fructe? Da, da, da. Corina, adu-i, te rog, la fată un suc. Dumneavoastră, altfel, vreți să vă angajați? Ce știi să faci? Ce știți să faceți? Tu, Corina, vii gata cu sucul ăla sau ce sărăcia? Doriți cu bule, sucul sau da, fără bule? Nu, faceți-vă comodă, nu fiți stresată, că nu se întâmplă nimic. Luați un loc, sigur. Exact. Ce vă recomandă? Când ați mai lucrat? Familia mea. Ah, s-au portat urcul dumneavoastră înainte, lăsați că la noi o să fie totul foarte bine. Precum întrevăd eu. Da, cred că ne vom înțelege bine. Tu, Corina, mai aștept mult! Adă pulpa! Te dau afară de unde te vezi dacă mai... Adă pulpa! Dumneavoastră, altfel, văd că stați bine așa. Diferență de discurs, asta vreau să zic. Sigur, sigur, normal. Tu, Corina! Na, așa mă enervează asta, că cred că o dau afară. Păi, ai scos măcar docul la sticla aia? Exact. Atâta trebuie să aștept, avem și noi musafir, avem aici invitați, avem... Știți, așa e numai cum angajații se plictisesc dintr-o dată și na. Oricum, dacă nu face treabă, o dau afară și te țin pe tine. Exact. Hai să o săpăm. Și o să ne înțelegem foarte bine, sper. Vom conlucra împreună să alungăm duhurile rele din firmă. Și tristețea de la lucru și... Pesimism. Așa este. Vă rog, asta e discursul bărbatului. Spuneam femeia cu secretara. Corina, aduci, te rog, sucul ăla. Dumneavoastră, deci ați venit aici să vă angajați sau ce? Da, da, da. Da. Dacă, sigur, ți-ai pus CV-ul și arăți foarte, foarte bine, contrar opiniei generale, arăta bine nu e întotdeauna un avantaj atunci când vrei să te angajezi. Îți găsești un job mai ușor dacă ești o femeie cu față comună decât dacă ești foarte frumoasă. Aceasta este concluzia unui studiu făcut de cercetători israelieni care și-au propus să analizeze în ce fel influențează frumusețea obținerea unui job sau blowjob. Rezultatele cercetării au fost prezentate zilele trecute la conferința anuală la care dumneavoastră n-ai fost, deși te-am chemat, domnul Mișu. Nu m-am dus, lăsați-mă. Royal Economic Society, desfășurată la Londra. Mai bine fără poză, spun specialiștii. Mai bine fără poză. Da, lăsați-mă în Israelul meu, vreau să spun. Ce să faci, că se mai fac și studii de-astea, să știi. Da, bă, cu Photoshop-ul se rezolvă orice fel de problemă. Mai faci una scârn. Exact, mai exact. Mai tai o ureche. Vezi că l-ai coroiat, nu-i cârn. Coroiat? Ce-ai arătat matale. Deci matale ai așa și ăla. Deci cârnul-i cârn, ăla așa și coroiatul-i invers, domne. A se măsura cu șublerul. Deci coroianul-i invers, nu-i... Așa. Nu le confunda, că, pe urmă, când te duci la angajare, nu știi ce trebuie să faci. Ai probleme cu nănău. Exact, ai mare, mare grijă și, pe urmă, rinoplastia costă bani. Aoleu. Ai grijă, mare grijă, de aceea nu trimiteți poză, stimate domnișoare. Dacă arătați prea bine, nu trimiteți poză, sau dacă trimiteți poză, trimiteți poza verișoarei din Deva, care, mă rog, are o față comună, chiar dacă fata e atractivă. Ușor banală, plictisitoare. Nu? O fată... Ca toate fetele. Care să nu sare în ochii șefului, dar mai ales a șefei. Mm-hmm. Da? Da.
Bine, da? Aveți mare grijă. Dacă aflați că e șef acolo unde vreți să mergeți, mini-jup, bine structurată. Puneți o poză 9 cu 13. Mm-hmm, mm-hmm. Nu din aia micuță, doar bust. Da. Nu? Tot? Mergeți la un băiat care se mai știe pe IT, vă mai îmbunătățește aspectul, bustul. Sunteți ca și angajată. Dacă e băiat șef acolo la firmă. Dacă treceți pe noua variantă, unde la CV-ul online se adaugă și un filmuleț, așa, video, atunci cu siguranță puteți da lovitura. Minunat, deosebit, extraordinar. În cazul în care de Paște nu ați cheltuit toți banii și v-au rămas în buzunarul de la spate niște firfirici, ca să citesc din clasici, să zicem 600 de mii de euro. Așa. Cu banii ăștia puteți cumpăra din Italia cătunul Valle Piola. Excelent. Situat pe un teren sălbatic, fix în centrul Parcului Național Gran Sas. Dar sper că nu sunt blocuri prin prejurul domeniului pe care vreau să-l cumpăr. Să nu băgați blocuri iarăși ca la Cluj, că... Nu e blocuri. Deci eu vă dau bani, nu prețul pe care îl cereți dumneavoastră. Eu vă zic. Nu e blocuri, nu e balcon, nu e streașină. Nu băgați blocuri să iasă tot să se uite la mine în curte, că n-am nevoie de minuni de-astea, ca în Cluj-Napoca. Cătunul scos la vânzare cuprinde 11 clădiri de piatră. Partea mai nasoală, vânzătorii spun că terenul din când în când o baia la vale. Și se duce, se duce? Se tot duce. Care va să zic că ești nomad pe teritoriul ăsta. Exact, dar e foarte bună ideea cu cătunul ăsta. Minunată, chiar. Adică, de exemplu, de Paște, da, noaptea la 12, nu te mai duci tu la biserică să mai ilumină, că te duci, te duce cătunul. Vine alunecarea de 12, ajungi direct cu balconul, cu cătunul, a luat lumină. Și asta prin alunecare acceptată, după cât am văzut eu în Liga I de fotbal. Corect. Dacă vrei pe urmă să ajungi la mare, aștepți alunecarea de teren care duce spre mare. Tot înainte. Și ajungi la mare. Și uite așa, la munte e puțin mai greu. Să nu faci valuri la mare, de-aia când dacă ajungi acolo să nu faci valuri, că după aia află lumea și... Că să urce cătunoiul la munte e mai puțin nasol. Mai greu. Na. Puțin mai greu. Delir! Concurs! Ai un talon de 50 de ron de la Delir, ținând cont că fiecare pizza, orice pizza pe care o comanzi e 12 lei, înseamnă că cu un talon de 50 de ron mănânci împreună cu toți prietenii acolo la pizzeria Delir în Mărăști, în sediul poștei. Prietenii de la Delir ți-au pregătit pe lângă pizza alte bucate, alte preparate alese. De exemplu, poți pune mâna pe furculiță și pe lingură și poți încerca niște paste, că tot vorbeam de cătunul ăsta din Italia, bolognese. Paste foarte, foarte bune. Poți să iei și micul dejun, pentru că îți fac prietenii noștri de la Delir, de acolo din Mărești, un sandwich de la mare. Baban. Te saturi și foarte ieftin. Da, bun, ieftin, mare, tot ce vrei la pizzeria Delir, acolo în Mărăști, în incinta clădirii poștei. Dacă intri din când în când pe site-ul prietenilor de la pizzeria Delir, poți afla cum îți poți tu începe weekendul cu dreptul, pentru că de obicei vinerea se organizează tot felul de spectacole interesante. O să vorbim despre evenimentul care are loc în luna mai, un eveniment la pizzeria Delir. Nu uita, pizza-delir.ro. Acolo afli și cum se fac livrările, afli foarte multe detalii și despre meniul prietenilor noștri de la Delir. Ai acolo număr de telefon, tot ceea ce îți trebuie. Așa că un voucher de 50 de ron te așteaptă chiar acum de la pizzeria Delir. Poftim la noi la 0264 406342. Vino, 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 vino! Trenul cursă de persoane a Pahida Cluj-Napoca pleacă de la linia 1. Călătorii îți rugați să poftească în vagone. Bună dimineața! Bună dimineața! Cam așa s-a auzit sunetul pe care l-am depistat la telefon. Ați dat un pic mai încet radio? Da. Foarte bine! Mișu și Ștefan, cu deșteptare, la auzirea de dume. Radio Impuls. Ovidiu la telefon. Servus, Ovidiule! De ce faceți, băieți? Hai, vrem să dăm și noi un voucher de 50 de ron la pizzeria Delir din Mărăști, acolo în incinta... Poștei. Așa, mă, bine că ne-ai zis, mai, că uitase. Foarte bine, foarte bine. Fiecare pizza costă? 12 lei. Excelent. Adevărat. Ce zici tu, o pizza de 650 de grame, ieftină la 12 lei? Cam ieftină, pe vreme de criză e numai bună. Ai văzut? Și bogată. Îți spunem noi că e bogată, că am gustat-o. Ne spui și nouă când se organizează evenimente speciale, spectacole la pizzeria Delir, în ce zi? Vinerea. Așa, nu weekend de obicei sau când începe weekend? Da, de obicei în weekend sau vinerea. Hai, nenicule! Poftă bună! Mersi! Să-ți cadă de bine! Rămâi la telefon! Felicitări!
Servus, servus, pizzeria Delir în Mărăști, în incinta poștei. Mulțumim, urări de bine și acolo, spor la treabă. Neața. Neața, neața. Get back as soon as possible. Piesă nouă în uzina de dume. Hai, Mișu, mișcotecă. Tu te mai duci la mișcotecă din când în când? Nu. Nu? Nu, am, am o bancă în curte, în spatele blocului. Și stai cu pensionarii din bloc? Fac banking. Foarte bine, cu Alexandra Stan. Get back as soon as possible. 2, 3 și... Uzina de dume, cine se asamănă să ascultă. Să dăm și Alexandra Stan. E vorba de Alexandra Stan, pentru cei care nu știau despre ce artistă e vorba. Get Back se numește piesa. Te-au întrebat acolo? Da, e pentru Florin. Pe ID-ul de Messenger, da, Alexandra Stan cu Get Back, subtitlul As Up As Soon As Possible. Că na, ieri tot am transmis tropare de Roman Melodu, de Andrei Pirhus, de-astea, știi, imnoase și... Da, de astăzi intrăm în anormal și putem să difuzăm și noi Alexandra Stan, Ina, DJ Project. Fuego. Fuego în altă dată, că n-ale prea, prea greu un pic Fuego. E, să știți, prea complex Fuego. Greu de digerat. Da, 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 e prea pop-rock, nu prea merge pe stilul nostru de dimineață. Ușor dur. Exact. Cam hard. Bună dimineața, de ce, mă rog, cu fostul prefect, a fost Nea Platon, prefect a fost, nu? Fostul prefect, da, fostul prefect. Deci a fost, mă rog, văd și în Adevărul de Cluj, de seară, Adevărul de seară de Cluj, despre povestea asta, de acolo și luăm știrea, de ce a fost Platon condamnat cu suspendare pentru uciderea unui copil. Detenția ar fi un act de răzbunare, a zis judecător. Să lăsăm justiția să-și spună cuvântul. Da, 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 da. Mă rog, sigur, lucrurile sunt complexe într-un astfel de caz, nimeni nu-și dorește să îi se întâmple așa ceva. Nici de o parte, nici de cealaltă. Sigur, e o poveste de care nu te prea poți lega. Se poate la urmă să se întâmple ori cui, dar mi se pare interesant povestea judecătorului, care vine cu o poveste senzațională. Judecătorul Cluj a făcut publică ieri motivarea hotărârii judecătorești, prin care fostul prefect Călin Platon a primit de pedeapsa de un an și 11 luni de închisoare cu suspendare pentru povestea cu accidentul de aici, de la noi, din vecinătate. Că și-a recunoscut fapta, că... Se declară oarecum vinovat. Că bătea soarele în parbriz. Instanța apreciază că perioada de aproape 2 luni petrecută de inculpat în stare de arest preventiv a fost în măsură să atragă atenția acestuia asupra gravității faptelor comise, cu consecința nerepetării, și că și-a recunoscut povestirea. Că, nenicule, na... Acum lăsăm așa, zice judecătorul, că... Mhm. Mă rog, dar mai jos scrie Adevărul de seară, Adevărul de seară, judecătorul cu dublă măsură. Magistratul care a judecat dosarul Platon este Nea Lucian Buta. Bună dimineața! Bună dimineața! Acela judecător l-a condamnat în aprilie 2010 pe artistul Florin Chilian la o pedeapsă de 1 an și 10 luni de închisoare cu suspendare pentru conducerea în stare de ebrietate. Chiar dacă... Chilian nu a făcut însă un accident cu victime, ci doar a intrat într-o bordură. Atât, domnule! I-a dat bordurii de ajulit! Judecătorul cu dublă măsură spune Adevărul de seară într-un articol de altfel interesant. Să lăsăm justiția să-și spună cuvântul. Exact, să-și facă treaba. Nu vă mai amestecați în actul juridic. Vă rog foarte, foarte mult, domnul Mișu. Justiția? Niciodată. Nu vă mai amestecați. Lăsați dreptatea să-și urmeze cursul. Cursul dreptății. Dar nici nu comentăm prea mult. Este o situație delicată. Deși atunci când eu nu am permis de conducere pentru că e suspendat, vă garantez că nu conduc. Deși zice domnul Platon că nu și-a dat seama că a confundat ziua cu... Mă rog, sigur, în astfel de cazuri încep să te mai descurci un piculeț, îl înțelegem perfect, dar eu, dacă mi-au suspendat carnetul de conducere, nu conduc. Dacă te urci la volan, îți asumi riscul, dar se poate să, mă rog... Bine, acum discuțiile pot continua până la nesfârșit. La nesfârșit, așa este. Fie într-un anumit mod, fie altul, dar păcat de copilașul ăla. Bun, nu mai răscolim că nici se complică povestirea și poate creăm probleme celor care vor să uite întâmplarea cu pricina. Știre de ultimă oră, Tudi. Așa, mă, deci așa vă vreau, mă. Student la dreaptă, drept. A, serios? Da. Cum, la mâna dreaptă sau cum vrei să zici? Nu, student la drept, justițiar. Aha! A noptat la Oana în apartamentul ei din Dorobanț, Zațul Tremuran, Cești.
Pe furiș la o cafea s-a întâmplat toată întâlnirea cu o șapcă pe ochi și foarte discret iubitul zăvoranciei. A intrat domnule în viteză în bloc. Așa. Cei doi au noptat împreună, iar vizita lui Tudy s-a încheiat cu o ceașcă de cafea adusă la pachet. Vezi că băiatul e sensibil. Opa, s-o fi dus și cu termoplonjonul. Și vezi că nu-i tremură mâna. De vreme ce a venit cu ceașca de cafea, nu-i tremură mâna. Nu, doar să nu fi adus-o în... Ziceți, domnule? În halba de bere. În... se păst... Asta-i mulțumesc, în termos. Că atunci putea să-i mai tremure. Poate să-i tremure mâna, dacă nu se simte. Și nu se varsă nimic. Așa e. Nu? Sărac. La 9:11. Beat fain, altfel, beat sensibil, un beat care se poartă foarte frumos cu fetele atunci când sunt de față. Când nu sunt de față, mă rog, are alte atitudini. Atunci amintirile îl cam... ruginesc. Prietenul Oanei, dacă o fi adevărat că e prietenul Oanei, acum nu pot să fii foarte sigur. Nu mai știe nimeni nimic. Dar văd că în ultima vreme nu se mai discută. Fata nu mai apare cu băiatul, băiatul nu mai apare în oglindă. S-o fi spart oglinda după eveniment. Ce-o fi zis oglinda? Mi-au concediu, tată. Decât așa să mai ajung un personaj din ăsta în fața mea, mai bine lăsat. Mă scutură ăsta rău de tot. Mai bine lăsat. Mult mai bine. Rămâneți pentru că mai sunt multe lucruri de oferit de dimineață, dragi prieteni. N-ați făcut pronosticurile cu Barcelona Real Madrid? N-ați făcut? Încă putem recupera. Dar putem face și mâine, nu știu ce problemă. După meci. Pentru retur. Ar fi cool, meci, după meci să facem noi pronostic cu cine... Cât va fi? Da, poate fi o alegere. 9:12 pentru deșteptare, informare, bună dispoziție. Dar și pentru atitudine ne întoarcem și vă spunem imediat Ana Lețco ce făcea în copilărie. Da? Rămâneți cu noi să aflați, pentru că e lucru foarte important pentru națiune și noi vi-l dezvăluim în primă audiție. Domnule, ce apucături. Ce picta? Nu. Nu? Se juca în groapa cu nisip din Parcul Babeș? Nu, că n-avea găletuș. Așa. Făcea cârlionți cu degetul arătător? Nu. No. Mânca pâine cu untură cu castravete în curte? Mergea când ieșea în curte cu copii să se joace? Ea nu se juca cu copii, Ana Lețcu, nu. Nu, nu. Nu? Pe atunci nu știu ce să spui. Să dea cu mașinuțele când venea la ea în oraș mașinuțele? Alea electrice? Alea bușitoare? Dacă nu, o să aflăm, că și eu sunt foarte, foarte curios. Mișu nu vrea să zică. Așa că băgați repede ce aveți aici de băgat cu taxele, cu astea, cu strânsul banilor. Rezolvați. Și veniți, nene, că m-ați făcut tare curios. Rezolvăm problema imediat. Dar nu plecați. Nu? Unde? Cum? Rămâne să explicați cu Nicu Analescu. Da! Rămâneți cu Zila de Dume la Radio Impuls. Bună dimineața cu Ștefan Alicuroian, Mișu de la Sculărie, dar și cu Transilvania Channel. Neața! Deșteptarea. Stay here. We'll be right back. Zila de Dume. Cine să seamănă să ascultă. Noi dancing, dancing, despre mișcare. Asta e povestea, despre atitudine, despre... Pentru că altfel stai aici și adorm dacă nu miști chiar deloc. Un pic așa, măcar o simulare de mișcare. Aha, Alex din Vâlcea, ne spune 0-0 la Barcelona, Real Madrid, dacă ești de acord și putem pune pronosticul pe hârtie, domnul Mișu. Adăugăm. Barcelona Real, zice Alex, tocmai din Vâlcea, 0-0 și că în retur bate Realul cu 1-0, zice el. Opa. E realist. O fi având ceva, cunoștințe... Nu, e realist, omul. A făcut Realul matematică fizică. Matematică pură. Te salutăm, Alex, încă o dată. Bună dimineața! Neață! Bună dimineața! Servus, Amber! Se poate un pronostic? Păi, dar cum să nu se poate? La noi se poate totul! Avem porțile deschise. Da, da. 3-2 pentru Barça. 3-2 pentru Barça. Da. Și apropo, să știți că v-am auzit la 100 de kilometri de Cluj pe radio. Hai, serios. Serios. Asta nu trebuia să o zici, dar mă rog, acum, dacă ai zis-o. Se auzea foarte bine, foarte clar. Pe unde mai exact? A unde? Dincolo de Turdan, Ludu, și unde? Aproape de Reghin. A, în partea asta, la altă. De Reghin? Da, da. Da, cred că e defileul Reghinului, ce-i acolo? Nu, de la Radio Impuls, sigur, că am ascultat mult. Mă, precis, mă? Absolut. Cred că v-ați schimbat antena, v-ați luat una de firmă. Am pus de la... Știi că mi-am cumpărat un telefon nou și am luat antena aia veche. Am avut eu pe vremuri telefon de la gros, așa. Cât cărămida. Alcatel. Da, da, da. Alcatel la gros. I-am pus aici antena sus, acolo, pe recuperare. Știi cum se aude? Brici. Super, da, da.
până la reghi, n-auzi. Nu mă vine. Să trăiești. Deși chiar până la reghi nu prea cred eu, dar poate bate vântul și duce ceva, că altfel nu știu, zău. Nu, că eu, ascultătorul nostru știe despre ce vorbește, că e meseriaș. Dar... cine știe, o anomalie, norii care au dus undele întâmplător. Norul de la Fukushima. Că dacă treci de feleac nu se mai aude. Nu știu cum, serios. Deci dacă cobori de feleac un piculeț, nu se mai aude. Noi ne oprim în feleac, nu? Obosim acolo în deal, obosim cum urcăm. Tragem o gură de aer, de oxigen. Și ne hodinim un pic acolo, nu pot să... oprim și radio. Să fie liniște, să ne putem relaxa în pace. Da, prietenul nostru a zis 3-2 pentru Barcelona. Dacă mai sunt și alte pronosticuri, putem să ne mai jucăm cu pronosticurile de dimineață până la ora 10 pentru meciul de Champions League, tare de tot și foarte așteptat, care va face un rating distrugător în seara asta pe TVR1. Uite, așa vor flutura stegulețele de la colțul terenului. Eu zic așa, Pro TV, Antena 1, Zero TV, Prima TV, Național TV, Canal D, luați-vă pauză de la 21:40, dați liber la copii să mai aibă și ei liber în seara asta. Un mic concediu. Că au lucrat de pașăra și uite acum e momentul. Să mai respire. Cu Champions League-ul, că oricum taie TVR-ul tot. Eventual băgați un film cu Bruce Lee. Eventual. Cu Cook Norris. Aha, și cu frate-su. Da. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Pentru pronostic. Ia să vedem. 2-1 pentru Barcelona. 2-1 pentru Barcelona, zice Elena. Să rămână, mulțumim. Să fie bine, zice 2-1 pentru Barcelona. Am notat acolo. Zagrada Familia. Mm-hmm. Bună dimineața. Neața. Bună dimineața, Ovidiu. Servus, Ovidiu. 2-1 pentru Barcelona. 2-1 pentru Barcelona, mulțumim. Da, da, da. Să trăiești, da, 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 sigur că da. Așteptăm și omul care spune că Barcelona pierde. Uite-l acum, uite-l acum, bună dimineața. Neața. Bună dimineața. Că parcă-l simt, așa, parcă-l simt. 0-2, domnilor. Ai văzut? Atât. Cine zice? Cristi din Mănăștur. Cristi Mănăștur. 0-2, da? 0-2, da, da. Notat, Cristi. Numai bine vorbim mâine. Baptă și ție. Servus, să trăiești, să înflorești. Ca un măr, ca un păr. Ca un prun de trandafir. Merge? Stai altoit. Da. Bună dimineața. Neața. Bună dimineața. Servus. Gelul la telefon. Da, Gelul. Nu v-am sunat pentru pronostic, v-am sunat pentru ascultătorul care v-a auzit la Reghin. Să știți că și eu când circul și nu aveți, nu mă vă mai prins semnalul. Pe alt post de radio este un pic de atmosferă la impuls. Pe un alt post de radio e un pic de atmosferă la impuls. Cum vine asta, că nu pricep? Sau de Mădălina. Ah, e un dram de impuls, vrei tu să zici, pe un alt post de radio. Exact, și câteodată se confunde. A, da, 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 se confunde, asta presupun și eu, chiar la Reghin. Tare aș vrea, că am neamuri la Reghin, știi, și aș fi vrut să mă audă, să... Acolo, la Viori. Aha, aș fi vrut, dar chiar la Reghin, nu știu, Zoia. Știți că și eu confund câteodată când aud. Da, când e Mădălina, sigur că da, totul lumea zice că radio impuls, dar e cu totul și cu totul altceva. Okay. Dacă aud ăștia din București, acum să ce se enervează ei? Păi, dacă au pus-o acolo, la ora aia. Ok, și, servus, toate cele bune. Și dacă sunt la telefon la noi, la, la firmă, îți răspunde. La concern, la noi aici, dacă trust, răspunde, trust. Trustul, mă rog. Media Prost răspunde aici jos. Încerc să sun jos la concernul nostru. La Trust. La Trust, exact. Să vezi cine îți răspunde. Da. Săcătăra de la Media Pro. Alo? Alo? Da, bine. 9 și 29 de minute. Se poate să existe confuzie în acest sens și s-ar putea să aibă dreptate ascultătorul nostru, pentru că până acolo n-avem cum să batem. Înainte de publicitate v-am promis că vă spunem cu ce se ocupa Ana Lețco în copilărie, când era ea micuță, așa, cam cât un dop de plută. Eram o mică gheișă. Cântăreața mărturisește că îi plăcea să fie în centrul atenției încă de când era doar o copilă și pentru a-i surprinde pe cei apropiați, realiza frecvent mici spectacole. Frumos! De atunci e ea artistă, de atunci a vrut să fie ea cântăreață. De atunci a învățat să dea cu pensula. Cu pensula pictează foarte, foarte frumos. Are o mână bună. Da, fată fină. Încheietură. Deosebită. Sănătoasă. Ați văzut ce tenare? Oh. Deosebit, ca o buca de bebe. Ca de bebeluș. Uh-huh. Îmi plăcea să joc, să pun în scenă. Avem telefon? Avem! Neața! Bună, băieți! Servus! Neața, noroc! Se poate pronosti.
Dacă ne spui un prenume. Claudiu din Mănăștur. Claudiu Mănăștur. 1-0 pentru Barça. Am notat, Claudiu, să trăiești. Baftă. Numai bine. Putem continua cu Analesco până vine un alt telefon. Îmi plăcea să joc, să pun în scenă piese de teatru, povești din folclorul rusesc. Dacă stau și mă gândesc, reprezentațiile mele erau adevărate ritualuri. Hai, da, Kalinka, hai, da, Kalinka, hai, da, Kalinka, hai, da. Gâsca dădea semnalul și lumea se aduna să mă vadă recitând, cântând, dansând, după care îi serveam cu răcoritoare. Cu mâncare, eram ca o mică geișă. Du-te tu. De mică știa cum să se descurce, cum să fie primitoare, cum să... Dădea răcuritoare în Alețco de la Tec. Aha. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Uite pe aici, cu pronosticuri, prostii, aberații de bun simț. Analețco. Analețco, chiar ne scuzați. Ard în plăcări. Pentru pronostic a sunat, domnul? Da, 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 da. Foarte bine, un prenume! Mihai. Mihai, ce cartier e ăsta? Mănăștur. Viteazul. Mănăștur. Mănăștur, Viteazul. Cât zici tu de seară la Champions League? 1-1. Păi asta deja e un scor care parcă tot ăsta apare. 0-0, 1-1 și rar 1-0. 1-1 pentru Real. S-ar putea. Te-a notat, Mihăiță. Să trăiesc, servus, toate cele bune. Mihăiță ascultă Clujul pe 101,5 FM, dar îl poate și vedea Clujul pe Transilvania Channel TV, prima televiziune regională, iată-o la Cluj. Jennifer Aniston își cumpără un apartament de 6 milioane de dolari în New York. Actrița a căutat de mult o locuință în orașul în care a crescut și în sfârșit a găsit un apartament potrivit pentru a-l achiziționa, însă Jennifer trebuie să scoată din buzunar numai puțin de 6 milioane de dolari. A, ce la banii ei? Dar fata asta are buzunarul cât banca, cât garajul. Are, are. Să scoată din buzunar 6 milioane. Păi, ma, din videoclipul ăla cum dansa ea acolo frumos în bikini din fața ălora. Numai cu videoclipul ăla câți bani a scos Jennifer Lopez. Dumnezeule. Apartamentul are un singur dormitor. Deci pentru un singur dormitor să dai 6 milioane de dolari. Dar dacă e zonă bună. De bani ăștia îți faci hotel. Păi dacă e în Grigorescu, îți închipui că costă bani. Și o singură baie. Mm-hmm. Na. Halal stau robinet. La coadă, stă ăsta Mark Anthony la coadă acum, săracul. Însă costă atât de mult pentru că e situat la etajul al 18-lea al unui bloc, zgârie nori. Băi, cu cât e mai sus, atât e mai scump sau ce? Și are o terasă de 365 de metri pătrați, na, cu vedere spre Empire State Building. Păi zi așa și dumneata. Terasă de 365 de metri pătrați? Ce are? Teren de fotbal? Da, cred că e toată zona. Tare, bună dimineața! Neață. Bună dimineața! Bine ați venit pe la noi, stimabile! Mișu din Gruia, dau și un pronostic și vreau să rog să intrați un pic pe YouTube și să scrieți acolo gunoaiele Someșului, să vedeți cum a arătat Someșul într-o dimineață. Acum câteva zile, cam o săptămână, cam așa. Chiar? Da, e o filmare făcută de un coleg de-al meu și o să vedeți acolo cam câte gunoaiele s-au strâns pe Someș. Un scor 3-3 pentru Real Madrid. Oh, 3-3 zici tu, da? Da, da. Bun, gunoaiele sunt de pe Someș? Da, gunoaiele Someșului. 19 aprilie? Da, cam așa, da. Ia că suntem deja pe povestire. Mizerie, uite ce peturile ziceți? Someșul, Someșul Clujului, 19 aprilie 2011. Ce ziceți? Minunat. Dreapta. Foarte frumos. Paie, peturi. Uite și o rață, două rațe, mă. Asta e cu rațele? Da, ce ziceți? Da. Mai arată Someșul în anul 2011, la Cluj. Exact la sala sporturilor e filmat. Exact acolo, da, se și vede. Avem pe Transilvania Channel. Așa protejăm noi natura, aruncând toate gunoaiele pe apa Someșului, scrie în filmarea asta. Noroc cu rațele astea de pe Someș, că mai schimbă un piculeț. Mai schimbă, da. Mm-hmm. Un pic de design. Uite-mi portofelul, portofelul. Da, da. Îți mulțumim frumos că ne-ai spus de filmarea asta. Îți mulțumim. O zi bună, domnilor. Baftă, mulțumim. Toate cele bune. Da, într-adevăr, mizeria, mizerie, nu glumă. Uite acolo, peturi, peste tot pe Someș. Incredibil. Sticluțe. De o fi venind de sus de undeva sau de unde sărăcia vin. Aoleu, ce mizerie. Puteți vedea în reluare, dragi prieteni, că începem de la 14 în reluare cu Zina de Dume pe Transilvania Channel. La ora 17.35 puteți vedea pe Transilvania Channel această filmare. Dacă nu, intrați pe YouTube, gunoaiele de pe Someșul Clujului. Unii după ce au băut și au aruncat la nervi și frigiderul? Tot, chiar și frigiderul plutește pe Someș, precum vedem noi. Îmi place jocul ăsta de cuvinte. Gunoaiele de pe Someșul Clujului. 19 aprilie 2011. Da.
păcat de gunoaiele aruncate aiurea. Cine știe, de sus, de undeva vin, presupun că de sus, că de aici din oraș chiar atâtea peturi nu cred că s-au aruncat. Păcat, a fost aranjat. Iată una dintre realizările cu adevărat speciale ale lui Nea Emiluț, cu îl putem lăuda că a făcut, a colmatat, a aranjat traseul Someșului aici în centru. E bine acum, țărmul e aranjat. Aranjat. Dom'le, aici treabă bună asta. Asta chiar treabă bună. Când faci treabă bună, te lăudăm. Când faci multe prostii, multe prostii vorbim de tine. Peturile la lichide acolo și-au locul, deci... Da, mulțumim frumos. Aoleu, ce de peturi! Incredibil. Incredibil. Astea unde se duc? Le culege cineva undeva pe un parcurs? Stă cineva la terminare? Deșteptarea. De-aia spunem noi, deșteptarea. Dacă nu intrați pe YouTube, gunoaiele de pe Someș, 19 aprilie 2011, mulțumim frumos prietenului care ne-a dat această adresă. Mulțumim foarte mult! Să fie bine! Alt telefon! Neața! Bună dimineața! Neața, neața, bună dimineața! Marius! Servus, Marius! Pronostic! Zi! Unde se joacă? La Barce, în Catalunia! 3-0, Barcelona! 3-0? În ce cartier locuiești tu? Gherla! În Gherla, cartierul Gherla. Nu, că azi mâine o să trecem okay la cartier. Da, da, da. Și vă luăm și radiourile de acolo. Toate, toate. Adică, fapt, radio-ul ăla vi-l luăm și o să ascultați matinalul acolo. Da, da. Bine? Da. Bun. Să treci, Marius. Servus, toate cele bune. Oana Liz face yoga ca să scape de kilogramele acumulate de Paște. Bine face, pentru că după atâta drob, măruntaiele mielului, ai făcut drop și acum ai kilograme în plus. Oana a mers la munte de Paște și a postat mai multe fotografii inedite pe pagina sa de Facebook. Soția fostului primar al capitalei s-a fotografiat dimineața la prima oră nemachiată făcând yoga în pat. De asemenea, Oana Liz a pozat în timp ce lingea cu poftă o înghețată uriașă. Oana a ținut să-și anunțe prietenii care a venit în București după un Paște relaxant la munte, unde a mâncat foarte mult. Vai, m-am întors în București, am avut un Paște relaxant la munte. Foarte dar bine. Vai, cât am mâncat, a scris Ligioana pe Facebook. Aha. Să fie sănătoasă. Lasă că toți am mâncat, că de Paște toți am mers la mall, am cumpărat tot ce am găsit acolo și am adus cu tirul acasă în pivniță. Am mai pregătit un miel, pe urma am trecut la felul 2 în următoarea zi un curcan. Nu m-am ridicat de la masă. Nu? Toată sărbătoarea numai la masă am stat. Eu m-am ridicat că au pus ăștia sticlele departe. Cine a mai pomenit să pună sticlele în grădină? M-am ridicat. Dormi cu capul pe masă eu. De te-a zis, nu m-am ridicat de la masă. Băga dene non-stop. Acum până în momentul că pormă vin la radio, grăbit dimineață, nu mai mănânc micul dejun sau marele dejun. După aceea până te dezmeticești pe la ora 1, nu, cine știe ce mai apare, că trebuie făcută aia. Du-te, vino. Se face ora 4. Până te duci acasă, ora 4, băi, că ai depus covorul pe jos, că l-am spălat aseară, hai să rezolvăm povestirea. Și vezi că e ora 8 de seara și tu n-ai mâncat deloc. Și atunci a zis de sărbători, băgăm acum. Eu simt repercusiunile Paștelui, să știți. Se simte la digestie? Azi noapte am troznit niște sărmăluțe. Păi Crăciunul, domn. Păi cum Crăciun? Cu sarmalel. În nu știu câta zi merge și o... Merge și o sarma. Dar pe interior e cu o carne specială. Aha. Nu e cu... Aha, bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Ați mâncat sarmale de Paști, domn? Păi am mâncat și de Paști. Eu pentru pronostic am vrut. Da, nu contează, că pentru sarmale a sunat. Cazanul cu sarmale. Da, spuneți. Păi bate ăsta Realul cu 2-1 la Barca acasă. 1-2, cine zice, da? Vasile de la 953. Vasile de la 953. Bine. Salutări, băieți. Servus, dacă nu vrei sarmale, atunci bem mâine. Păi... Nu-mi trebuie, că m-am săturat. Noroc, baftă! Să trăiești la 9:39 de la Cluj pentru toată lumea. Kim Kardashian, sper că am pronunțat bine numele, recunoaște că din când în când mănâncă foarte mult și că acest lucru o face să se simtă foarte bine. Voluptoasa brunetă este mândră de corpul ei și recunoaște că are defecte ca orice om normal. Câteodată mănânc ca un porc. Și cu toate astea mă simt grozav. Zic că până la urmă merită. Este o nebunie să presupui că dacă ești în lumina reflectoarelor înseamnă că nu ai niciun defect. Vreau să arăt bine mult timp de acum înainte, de aceea nici măcar nu am avut curiozitatea să văd ce gust are o pipă. Frumoasa Kardashian, bruneta Kardashian, ispititoarea Kardashian. Am început să beau de când am împlinit vârsta de 30 de ani, însă o fac foarte rar. Pot să mă distrez și fără alcool. Serios? Hopa! Nu! Nu!
Să o învețe și pe Amy Winehouse, care a cerut vot că înainte de concertul din București. Aha, aha. Va fi un concert pe cinste. Adevărat, cu Licor Bahi, ce bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Pentru pronostic am sunat. Cine? Andrei. Andrei, cartierul? Mănăstor. Așa. Așa, și meciul este la Madrid, nu este la Barcelona. E la Madrid primul? Da. Păi atunci am dat peste ca toate... toate da, va fi 3-1 pentru Real. 3-1 pentru Real, zici tu? Da. Măi, la Madrid precis? Da, precis, 100%. Ce am știut noi, mă, că e la, în Catalunia, mă? Nu știu. Eu pun 1-3, că acum mergem așa, dar tu ai zis 3-1 pentru Real, da? Pentru Real, da. Na, ne-am descurcat noi în final cu Vamiciule, vedem. Știm cine a spus da, pentru Barcelona. Știm cine a zis. Mulțumim frumos! Mulțumim! Servus, toate cele bune la 0264406342! Măi, pe lacul din Zau de Câmpie, toată noaptea am ascultat impulsul și nu e niciun fel de vrăjeală la mijloc. Au, Zau de Câmpie! Bate-ne să ne bate, dar la Botoșan pe când? La Călăraș, la Bacău, Iași. Exact. Suceava, Vaslui, Iașu, Timișoara. Pe atât, să batem radio hitul de la Iași. Toată țara. Bună dimineața. Bună dimineața. Vasile, totul e din Bile, 1-1. 1-1? Da. Vasile, totul e din Boiles. Totul e din Boiles. Să nu fie... Sloganul de la Elite Basic, totul e din Bile, dar... Nu, nu-ți fac probleme. Nici vorbă. Servus, toate cele bune. Baftă multă. Să fie. Și... Nu asta vroiam, domnul, dar nu asta vroiam. Cealaltă. Cealaltă, domnul, vă rog frumos să-mi o dați pe cealaltă, domnul. Întindeți. Asta, domnul. Altceva, nu? E concurs? E cu totul și cu totul altceva. Motanul încălțat. De pe Meteor numărul 15 din cartierul Zorilor, nu uitați la Motanul încălțat, găsiți haine de firmă, poșete, curele, pantofi. Tot. Tot ce aveți nevoie pentru un nou sezon care stă și bate la ușă. În Zorilor e Motanul încălțat, dragi prieteni, puteți intra și de pe calea Turzii, undeva la dreapta, pe lângă Compexit. Da, acolo unde Compexit, tu și reprezentanța Ford și așa mai departe, sau serviciul Ford, intri și imediat pe stânga, pe drumul acela, acolo vezi Motanul încălțat. Sau puteți intra pe motanul-încălțat.ro să vedeți articolele despre care noi am pomenit aici. Intri pe site și acolo, cum să spune, discursul este mult mai coerent, mult mai frumos, mult mai complet, să știi de cât am putea noi și cât ne-am străduit noi să-l facem deosebit. O poză face cât 1000 de cuvinte. Așa e, frumos, parcă sunteți de la Artimaj. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Neața! Pentru Motan... Pentru Motan, pentru Mătfoc. Atât! Și pentru încălțat, da? Da. Bine, hai, spune-ne lucruri frumoase, deosebite, locația geografică, latitudine, longitudine, altitudine. Atitudine? Meteor 15. Așa, asta e altitudinea. Zorilor, pe care atunci... Așa, asta e calea lactee. Poți face dreapta pe lângă Complexit. Așa, calea lactee. Bine ai zis. Și ce găsim acolo? Încălțăminte. Păi e bine că ai spus de două ori încălțăminte, da, că sunt doi papuci, două sandale, două cizme. Altceva ce mai găsim? Zii și tu acolo, ca în orice magazin în care găsești de toate de astea haine, ia zi. Ia-o în jos, uite-te așa. Nu vede că e la... Bluze, tricot. Ai șarfe, curele, costume. Cutume, da. Motanul încălțat pe stradă, cum ai spus? Meteor 15. Corect, Mișu? Corect. Mă, să sunteți omul care validează. Validează, da, de la lotul 6 din 49. Mai punem o întrebare, putem să ne întindem? Da. E mașină omul, cred, după cum aud eu acolo. Bine. Da, la muncă. Hai, care-i site-ul? Dă-i la muncă. Motanul Ignoră Încălțat.ro. Bravo! Felicitări! Ai câștigat un voucher de la Motanul Încălțat. Ok, mersi. Rămâi la telefon și noi îți mulțumim un sfert de oră sau, dacă vreți mai academic, 15 minute până la ora 10. Pe scurt, sfertul academic, exact, în această emisiune a rămas. Așa este. Sau, dacă vreți, 15 minute până la ora 8, până la ora 17. 15 minute în care, de altfel, se pot întâmpla foarte multe lucruri interesante. Foarte multe. Trigonul cu brânză, constelația Parizerului. Așa este. Înțelegeți? Mhm. Stay here. We'll be right back. Uzina de dume, cine să sabără să ascultă. O biere?
Este vorba despre agenția lui Lucian, managerul meu, părinților lui Lucian, managerul meu, acolo unde ne-am și cunoscut, în Constanța, exact lângă sediul agenției era, sediul studioului băieților de la Play & Win, și aici s-a întâmplat. Și am zis așa la un moment dat, hai să facem și noi o piesă dance și să o plasăm pe YouTube, să vedem ce reacție au prietenii noștri. Și am plecat într-o vacanță de o săptămână. Ei, și când m-am întors din vacanța de o săptămână, am mers și eu luni la facultate. Am avut marea surpriză să aflu că colegii mei și alți studenți din facultate aveau telefoane și le sunau telefoanele cu piesa Hot. Aici cred că a fost lovitura cea mai mare. M-am întors din vacanță cu o piesă. M-am întors artistă. Mai apoi a trebuit să ne mărim echipa, a trebuit să ne găsim un stilist, un make-up artist. Am schimbat persoane în așa fel încât proiectul să meargă din ce în ce mai bine și oamenii să poată vedea un artist complet, un artist mai bine îmbrăcat decât în prima săptămână, mai bine faldat, să aibă părul mai frumos, pentru că practic asta înseamnă un artist imagine, voce și promovare. Adevărul că are o trupă serioasă care se ocupă de ea, Ina. Despre ea este vorba cu un scurt interviu de dimineață la Uzina de Dume. Cel puțin știm măcar unde a început totul, în imobiliare. Hot! Întotdeauna cu imobiliarele au început foarte multe lucruri. Da, da. Deci dacă te-ai plimbat prin Cluj, ai putut vedea că de fapt de la imobiliare toată lumea a început. Ba, tale, ce ești? Păi eu am terminat teologia și păi mă fac blocuri. Serios? Dacă vrea cineva umbră, ridică un bloc. Exact. Ba, tale, păi eu filozofia și păi am făcut un bloc, mă rog, autorizat. Eu am de 6 apartamente, că e în cartier rezidențial, dar am făcut 9. Tu ce ești? Eu sunt poet, recit proiecte. Și? Recit proiecte cu aprobare de PUD și de PUZ? Cu ștampile gata puse. Bravo, nene! Păi da, e... ai terminat filozofia pragmatică sau la Babeș-Bolyai? Ce ai terminat dumneata? Filozofia la firul ierbii printre verzitori, că sunt acolo multe blocuri verzi. Neocantian sau, neoplatonician? Platonician. Cu diltei nu, așa? Nu, doar nu? Plat. Aha. Mâncăm doar plat. Am înțeles. Bun, foarte bine și așa. La ora 94 minute mai avem din această fantastică emisiune. Așa că este cazul să ne grăbim. Ne grăbim pentru că graba nu strică treaba de dimineață la Uzina de Dume. Să vă spunem că actrița Angelina Jolie în vârstă de 35 de ani și partenerul ei de viață Brad Pitt în vârstă de 47 de ani, la mulți ani amândurora, sunt dispuși să scoată din buzunar o sumă deloc de neglijat pentru a găsi dădaca dornică să se ocupe exclusiv de cei 6 copii ai lor. Foarte bine, domn. Cuplul caută bonă, salariul oferit fiind unul mult mai generos decât se credea la început, respectiv 150.000 de dolari pe an. Atâta o așteaptă pe viitoarea dădacă. Pretențiile evident că sunt pe măsură. Angelina și Brad vor ca bona să cunoască la perfecție cel puțin 2 limbi străine, să fie licențiată și mai mult decât atât să aibă certificat care să-i ateste calitățile deosebite în educația copiilor. Foarte bine. În plus, candidata la postul de dădaca clanului Jolie Pitt nu trebuie să aibă alte angajamente, ci să fie non-stop la dispoziția vedetelor hollywoodiene. Mie milă. Și mie. Săra. Chică! Chicule! Ucă! Tușâcă! Uitați-vă de așepte că apar la tembelizor! Păptii, Mișulică, Ștefanie! V-ați anunțat neamurile că apăreți la televizor! Vedeți că de așepte dimineața spă Transilvania Channel 9! Săc, săc, așa este. Am făcut o poză cu Mișu acum de grup să trimitem la mătușa din Cotcorovei. Colorată bine, exact, exact. Cotcorovei acolo în capăt unde e fântâna, știi? Acolo, domnule. Da, de la Naipătesc acolo un pic mai încolo, când mergi pe Reșaș. Ușor, tot înainte în Cotcorovei se trimite și ei o poză color. Lipa, lipa ca gâsca. Ușor, ușor, să ne vadă neamurile unde am ajuns la oraș. Mardum. Chiar mari. Mulțumim, apropo de domn și de domnie, mulțumim pentru înfrumusețarea emisiunii prietenilor noștri de la Casa Moda. Cel mai tare, mă rog, unul dintre cele mai tari branduri de haine din lume vine din Germania cu reprezentanță în Alba Sighișoara la Coldtex. Intrați pe site-ul coldtex.ro să vedeți marfă Oberqualität, Dankeschön, Finuț Finom. Ia, ia. Adevărăcioasă treabă. Andreea Bălan, aparat dentar de aur, 5.000 de euro. Aoleu, mai sunteți cu noi 2 secunde, că revenim la aparatul dentar, că l-am lăsat pe ascultător să aștepte, Mișule. Sta Andreea Bălan căscat în scaun. Da, bună dimineața.
Bună dimineața. Bine ați venit, Săromâna. Ne scuzați, ne iertați, ne cum să zic eu, acum nu mai știu cum să zic. Îndurare. Mișule, dai de băut. Mișule, dai de băut, auzi? Dau. Se poate un pronostic? Se poate. 1 la 2. Cine zice? Ioana zice 1-2. Bate Realul. Bate. Bate Realul, zice Ioana, da? Cine e mai bun, nu? Păi om vedea de seară la 21.45. Bine, Ioana, mulțumim frumos pentru răbdare. Mulțumim, ținem legătura. Servă, îl ții legătura cu Mișu pentru... Da, da, Mișule, de băut, de băut. Exact, exact. Ok, ok. Are o șampanie mare aici, e bună aia? Nu șampanie. Ce, dar ce preferi? Să vedem care sunt preferințele. Vedem noi, trebuie să ieșim până dată. Trebuie să vezi meniu. Opa, stați așa și de să vezi și cum se strâmbă Mișu la meniu, să vadă prețurile. E cu ieșeală. Da, e cu ieșeală, păi, da. Sigur că da. Nu, o combinație. Te îmbraci și tu cu cămașa asta de la Casa Moda și na. Na, bine, vă înțelegeți, da? Da, da. Bine, mulțumim. Vă spuneam că Andreea Bălan și-a pus aparat dentar de aur de 5.000 de euro. 5.000 de euro? Umblă cu... Dar ce face ăla? Logan în gură. Dar ce face cu Logan în gură? Vrea să-și corecteze dinții. Andreea Bălan poartă aparatul ăsta de ultima generație cu bracket-uri. Așa? Din aur personalizați pe fiecare dinte. Cu toții știm că o parte importantă a aspectului nostru este dată de un zâmbet frumos, în care dinții sunt albi și drepți. Strălucitor. Frumoasa artistă este de aceeași putere, putere, sau părere, da. Și putere. Să nu zici putoare, că nu sună bine. Nu, închideți. Așa? Deși se afla în plin turneu de promovare a conceptului Dancing Show și a făcut puțin timp pentru a-și îmbunătăți zâmbetul printr-un tratament ortodontic. Frumos. Neavând probleme foarte grave cu dinții, doctorul Xulescu, medic ortodont în cadrul clinicii Y, i-a propus artistei două aparate dentare de ultimă generație pentru a-și îndrepta dinții. Au fost montați, costă 5.000 de euro. Doar că este săit acum. Și acum, da, un pic, că sunt prea mari în față, știi, că i-a făcut prea mari în față. Sexy. Foarte sexy, sunt foarte sexy, dar na. Și acum sunt ca o sclorărită, sunt mult mai sexy acum când vorbesc ca asta, că sunt ca o sclorărită în clasa întâia. Dar are curaj cu metalul în gură să cânte la microfon live, că face microfonie. Și da, trebuie să aibă antiparatrăs, de la anti-turnet. Antiparatrăsnet. O turnă. Bună dimineața. Neața. Ce faceți, domnul? Da, pe la muncă. Păi bine, este banul, domnule, sau muncești numai așa din hobby? Pe uscat. Și este și nu este. Știm. Pentru pronostic? Păi. Măcar aici să mai câștigi ceva, dacă se poate. Dacă se poate. Un prenume. Zi. Tudor. Tudor, spune Tudorică. 1-1. 1 la 1. Ce cartier ești tu, Tudorică? Mănăștur. Mănășturul nu, ne ascultă, că acolo e grosul. 150.000 de... 150.000 de oameni în Mănășturi. Foarte bine! Mulțumim! Servus, numai bine. Ce cu gruia acum? Cu gruia numai vreo 7.000 în gruia, băi, nu faci nicio treabă. Care e situația? Serios, sau mergi în Gheorgheni și acum acasă. Pe la casă nu poți să strângi ascultători mulți. Normal că fiecare are treabă în gospodărie. Serios, în gospodărie câte trei, în câte o casă, numai 3-4 oameni, pe când într-un bloc, în Mănășturi. Acolo. Îți închipui ce audiență e acolo, la 150.000 de oameni, când sunt în Mănășturi. La ora 6 m-am trezit azi de dimineață pentru ascultătorii care vor această informație utilă. Te întreabă la cât ai trezit? Da. Bună dimineața! Bună dimineața! Uzi radio dume, cine se asamănă să ascultă!